Cine Niculescu e numărul 1, salutare băieți, salutare Sergiu, salutare Andrei DDB. Niculescu e numărul 1, da, am zis eu ceva? E tătic, e boss, boss de boss. Hai că azi o să fac un exercițiu. Voi o să-mi puneți întrebări și eu vă răspund ca și cum aș lucra la Radio Negoiță. Salutare Mii 45, salutare Adi Bucur, salutare Mii Renciu, forța, forța Dinamo. Deci voi îmi puneți întrebări și eu vă răspund ca și cum aș fi Radio Negoiță. Facem un exercițiu de imaginație. Salutare Paul Dumitru! Nicoleta e numărul 1 de la coadă și Adi Bucur. Băi, hai mă, să nu fim răi. Adică omul a făcut tot ce a putut ca să salveze Dinamo, nu? Deci acum rețineți-o, sunt Radio Negoiță. Voi mă întrebați și eu vă răspund. Salutare Paul Dumitru! Luăm titlul anul acesta? Băi, anul acesta nu ne-am propus, dar anul viitor sau peste 2 ani, mai mult ca sigur, va face domnul Andrei ceva și va rezolva problema. Ia mă, treaba Andrei DDB. Domnule Zaiber, ce părere aveți despre campania transferului? Domnule, o campanie foarte bună, deci la cât poate Dinamo acum, la cât se putea, ceva peste așteptări, vă spun. O campanie care trebuie să ne facă mândri de acești conducători. O campanie minunată. Putem cu puțină baftă să luăm titlul, fără nicio problemă. Bună seara, bună seara, Florin Blaj, Forța Dinamo. În iarna aducem atacant. În iarna viitoare ne-am propus, pentru că Sărmanie este robot. El este cyborg, nu se lovește niciodată, așa mi-a spus domnul Niculescu și nu e nicio problemă. Salutare la Urneagu, Forța, Forța, Forța Dinamo, hai dulăi de elită. Hai să ne strângem. Salutare Gașcă. Salutare Dihoru, forța, forța, forța Dinamo! Ce întrebări mai aveți? Salutare Laur, salutare! Sărmanii se păstrează doar pentru penalti. Păi dar e om de bază, om de așa, de lovitură. Mulțumim Laur, mulțumim pentru inimioara de membru, forța Dinamo! Haideți să ne strângem timid, așa, timid, timid, timid. Haideți, domnule, puneți întrebări la Radio Negoiță. Păi ce facem aici? Păi, hai. Haideți ca să rezolvăm problema. Salutare, Dani Fly. Sau Fili. Dan Fili. Dan Fili, ok. Salutare, Dan Fili. Forța, forța Dinamo. Mulțumim, Laur, pentru sprijin, pentru inimioară de membru. Forța Dinamo. Ridicați și voi nivelul live-ului. Haideți cu un tap-tap acolo. Chiar dacă ciocăniți telefoanele aici, acum vă pun eu să dați. Și dacă joacă, știți dacă joacă politic etapa asta? Din ce știu, nu. Acum vorbesc eu, nu Zaiber. Zaiber, da, tot ce e posibil. Domnul antrenor va face tot posibilul ca să-l bage.
Da, din câte știu eu, domnul Copic este extraordinar și a muncit cu masiorii. Bă, stai puțin, dar avem doctor? Hai, să intre pe Fee Live View. Nu știu ce ai zis. Părere burcă? Un antrenor care a fost minunat, este în continuare alături de noi, ne face reclamă la jucători, oricând avem nevoie de Andrei, va veni alături de noi, de Ovidiu, va veni. Bună seara, patronul Dinamo, sunt de acord, putem să luăm și titlul dacă avem puțină șansă anul ăsta, da. Vine rupem slobozia, zice Blaș Florin. Bineînțeles, bineînțeles, domnul Andrei, asta a și vrut, de aceea la VIP Experience aveți acolo mâncare din abundență și cel mai bun vibe. Fetițele de pe OnlyFans și alte chestii sunt aduse pe live-uri, alea, deci e tot un brici. Cine ne întreabă? Adi Bucur, ce se aude de stadionul lui Dinamo? Stadionul lui Dinamo, păi am discutat-o pe asta, e în execuție. Încă, ia să vedem cât suntem. Mai sunt 4 zile din până se încheie licitația, vedem dacă sunt contestații și după aia se ia caietul de sarcini. Burcă, ne-a învățat să facem schimbări, da, bineînțeles, Marius Ciocan, salutare și mulțumim pentru sprijin, live de live, Marius Ciocan ne susține, mulțumim, Marius Ciocan, mulțumim. Mulțumim foarte mult pentru sprijin, contează foarte mult sprijinul tău, sprijinul tuturor care sunteți alături de noi pe live-ul acesta. Ce? S-a smuls ultimul scaun? N-am înțeles ce e acolo. Burcă ne-a învățat că Bordușanu e polivalent. Da, sunt de acord. Mulțumim, Laur, mulțumim pentru sprijin. Forța Dinamo. Credeți că implicarea lui Negoiță a dus la începutul bun de sezon? Bineînțeles, domnule Andrei, este nemaipomenit aportul care l-a adus firma Hills. Negoiță a venit din nou lângă echipă, este alături de noi după ce ne-a salvat într-o perioadă învolburată și a fost alături de noi, ne-a finanțat pe noi pe la Radio Jegoiță. Suntem foarte mulțumiți de faptul că domnul Jegoiță a venit alături de noi din nou. Bordușanu, jucător de bază. Păi da, e accidentat, băieți. Scuzați-mă că mă bag în discuțiile voastre. Când a întrebat băiatul înainte de stadion, i-am răspuns că s-a smuls primul scaun, să înceapă demolarea. Am citit că Homo și Boateng au venit și cu probleme medicale. Așa se aude, dar hai să fim serios, eu nu cred. Nu mă bag în polemici, însă vreau opinii cât mai multe. Și eu la fel, Florin, da, bineînțeles. Robert, sunt fanul Cluj, dar Sergiu, zice Sergiu, din copilărie am fost singurul câine între oi când venea vorba de alte echipe, așa că să nu mă înjur pe viitor. Păi da, te înjur! Care? Sergiule, eu nu vă halesc pe voi pe Cluj, chiar nu vă halesc. Vă spun nizda, ca să știți. De când ne-ați băgat în B, eu nu vă mai suport deloc. Banii nu trebuie să joace, este slab. E un slab, zice Mimi45. A, mă, de ce te-ai supărat pe el? Țin cu Dinamo, dar sunt din Slobozia, un oi plânge și unul râde. De ce? Că o să las bătaie, bineînțeles. Ia să vedem. Cosmin Palade, salutare fraților, hai Dinamo, forța Dinamo, ești de elită. Salutare, Cosmin. Bună seara, domnilor, ce Viorel D. Salutare, Viorel, forța Dinamo. Un oi plânge și unul râde. Ăla care ține cu Slobozia plânge, bineînțeles. Ce să facem, frate? Asta e treaba. Corect, nu sunt de acord cu frații ăștia fake, cu frăția asta fake cu Dinamo. Cu Cluj, pardon. Da. Deci asta cu Cluj eu nu sunt de acord. Glumesc în legătură cu banii. Eram sigur, bineînțeles, ai vrut să mă provoci, mi-mi știu. Nu cedez la provocări. Eu acum vă răspund la întrebări în stilul... Gagnam Style, Radio Jegoiță Style. În Suedia, Borcea a dat la doi ospătari $2000 la un restaurant. Legendele Olimpului. Zice Cosmin și mă duc în PCH. Du-te liniștit! Nu se mai au devenit transferuri.
Vin acum transferul, stați liniștiți băieți, noi avem lotul destul de puternic, avem tineri, suntem bazați, nu vă faceți probleme. Eu merg pe minim 10 puncte în seria asta, handicap cu Slobozia, Botoșan, batem cu Faro, Galați și luăm titlul Cosmin Palade și titlul merge în Ștefan cel Mare, bineînțeles. Sergiu, ce v-am făcut mai puternici? Aoleu, ne-ați făcut chiar că... Dacă nu ne băgați, băi, în B, mulți fani din Slobozia. Wow! Hai să vedem câți fani avem din Slobozia. Ia, hai! Hai, ziceți aici. Câți, care sunteți din Slobozia? Ba nu, hai mai bine să vedem altceva. Spuneți de unde sunteți, de unde urmăriți Dinamoviști de Elită. Dinamoviști de Elită, practic, este un post gen Europa Liberă. Înțelegeți? Dinamo Liberă. Hai să vedem de unde ne urmăriți. Slobozia, bineînțeles, că ai spus. Marius Ciocan zice din Belgia. Forța, Marius! Marius, îți mulțumim pentru tot sprijinul și pentru tot efortul care îl faci pentru noi. Tot timpul ne urmărești, tot timpul ne sprijin. Mulțumim. Adrian Mihălțan zice Bordușanu. Ce e cu Bordușanu, frate? Laurice din București. Brașopter Sebastian, zice, din Târgoviște, Lambru Mexicanul, din Israel, BMDV, Pitești. Hai mă, zice, și voi YouTube-ul sunteți leneși. De unde ne urmăriți? Hai, vreau să vă văd. Că poate vă mai rețin așa pe câte unul. Cosmin Slobozia, bineînțeles, Cosmin a reținut. Nu suntem chiar de la Radio Negoiță, ne prefacem. De politic și Abdalac ce se mai aude? Se aude. Sunt accidentați. Ia, hai că și-a, hai, gata, i-am stănit pe YouTube-ari. Hai. Hai să vedem. Blaș Florini, Timișoara. Andu Alexandru, București. Cosmin Palade, București. Răzvan Sorin Manciu, Oltenița. Marius Golea, Germania. Germania. Mi-a plăcut fața aia acolo cu Germania. Știți? O știți pe aia? De pe TikTok? Viorel D, Ilfov, Sergiu din Zalău, Ianis Ganea, București, Sergiu și că așteptăm Timișoara Liga 1, forța! Bă, echipa asta mereu mi-a dat fior Timișoara și nu prea i-a ales nici pe ei, pe Viola, dar hai, îi vrem să fie armonie. Tot ce vreau să fie Homo și Boateng, bine că nu mai pot cu Patriche, zice Cosmin. Alba Iulia zice Adrian Mihălțan. Ar fi bine să vină cu Oțelul. Cine să vină cu Oțelul? Fii mai explicit. Așteptăm Timișoara în Liga 1. Cătălina Vram, te urmăream din Londra, dar acum m-am dezabonat, nu te mai urmăresc. De ce, bre? Că sunt Radio Negoiță? Păi nu v-am făcut, am pus pe TikTok. Intrați, mai aveți câteva minute ca să... Ia să ne... S-au expirat minute, s-au dus. A avut un sondaj. Care vi se pare mai sexy? Hai, 1 și 2 îmi răspundeți YouTube-ul. 1 sau 2. Care vi se pare, care personaj vi se pare mai sexy? 1. Teflon de la Radio Negoiță 1. 2. Ciugulean de la Radio Negoiță 2. Vă rog frumos, hai 1 și 2. Dați și voi. Sondaj. Haideți, 1 și 2. 1 înseamnă, 1 e Teflon de la Radio Negoiță 1 și 2 e Radio Negoiță 2. Hai, care vi se pare mai sexy? Fiorencică 2, clar. Hai mă, părerecică îl dă la crava. Băi, Lux, ce nu mai. Mi-mi plânță eu așa cuvântul ăsta, cuțitul în inimă. 2, lui Laura îi place. Ia să vedem, mamă, sexy. Sexy Ciugulean. E tătic, hai. Să vă văd pe cine aveți în preferințe. 3, Radu Banciu. Marius Golea aici, bagabat. 2, cel mai drăgălaș. Nu știu că nu urmăresc. Bine faci, bine găsești. Urmărește Radio Negoiță doar când ai așa grețuri. Și vrei să... Nu poți să vă minți și vrei să vă minți. E un canal cu multe dulcegării. No comment, zice Vlaș Florin. Păi mă, că am auzit că umple cu 2 Semper Fidelis, da? Corect. Păi... Și că nu știu că nu urmăresc, asta e cea mai tare. Că cea mai tare răspuns merge la Mimi45, care ne urmărește de mult timp, foarte mult timp și este consecvent la fiecare live alături de noi. Băi, dați-mă și voi tap-tap, dați o inimioară de membru, faceți ceva să ridicăm ăsta live-ul. Mă abțin, zice. Olsen,
Trebuie titular neapărat cu Slobozia. Hai, spuneți. 1 înseamnă da și 2 nu. Deci, Olsen, după părerea voastră, ar trebui să joace cu Slobozia? Vineri? Hai, acum. Haideți ca să vedem, 1 și 2. YouTube-ul, fiți mai activi, hai și voi. Ia să vedem. Hai că părerea voastră contează, nu ce zic eu. Ia să vedem. Da, nu, nu. Hai, 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 băgați, băgați, băgați. Nu cred că are suficientă pregătire. Păi zi da sau nu? Zi da sau nu, că după aia motivăm noi. Vedem ce facem. Nu cred că e pregătit pentru titular. Ia, 1, 2. Deci până acum e echilibrat. Da, în minutul 90, Andrei de DB. Nu știu ce ai vrut să zici acolo. Hai mă, ziceți. 1, 1, 2. Deci, păreri împărțite mai mult că nu ar trebui să joace. Hai că facem echipa imediat. Îi facem echipa lui ăsta, lui Kopici. Îi facem echipă. Nu cred că e pregătit pentru o repriză titular, dar cred că o repriză ar merge. Băi, a jucat o repriză. Omul a venit și a jucat o repriză. Hai să vedem, să ne gândim așa puțin. A jucat prima repriză, l-a trecut pe ăsta, pe Milano Pătușă și l-a băgat Kopici pe el. Ia să vedem. Banii Sermanii, Soro, clar în față. Da, posibil. Băi, acum să ne rugăm să nu se rupă Sermanii, că dacă se rupe ăsta plângem. Ne pregătește Kopici o surpriză. Posibil, foarte posibil. Hai cu țap-țapul, hai cu țap-țapul. Hai cu țap-țapul. Lucescu a propus să joace România în provincia a doua, din două motive, gazonul și suporterii. Bă, asta cu gazonul. Băi, de ce mă e gazonul nașpa în București? Ce se întâmplă, brei? La Rapid, varză. La Arcul de Triunf, varză. Pe Ghena, acolo, varză. Și că dar s-au accentat cei doi fundași? Băi, până acum nicio știre, nicio știre n-a răsuflat de acolo. Deși ei au venit de mult. Dar ce spuneți de articolul ăsta? Doi fotbaliști al Dinamo București au fost propuși lui Gigi Becali pentru transfer la FCSB chiar de antrenorul Câinilor. Sunt mai buni decât ce are acolo. Și Florentin Petre este cel care i-a propus. Și i-a propus pe Homao și pe și pe Kenny din Boateng. A spus că fac față cu brio la FCSB. A băut Petre după burcă? 1 sau 2? Răspuns. Hai! Salutare, Flora Gogot! Forța, forța, forța! Să joace la voluntari! Păi da, nu știu ce să zic. Și ce acolo să fie... A fost gazonul bunicel la voluntari. Dar parcă la voluntari era terenul tare, așa, nu știu cum. A fost ceva. Parcă e că este de sintetic. Când am jucat la voluntari, tot au fost și acolo discuții. Ce nu l-au udat? Nu era udat. A, deci gazonul era ok. Să se joacă la voluntari. Ce se joacă la voluntari? Robert, cred că au fost călduri toride în capitală. Păi da, și ce mă, au stadion cu irigații, cu... Hai mă, băi, alo? Ce zice? A zis Cârjan? Ce a zis Cârjan? Zice, Becali să bage oile lui. Hai mă, ziceți de Florentin Petre. A băut apă după burcă? A început să-i laude pe ăștia. Bine, a început să-i laude pe ai noștri. Burcă-i lăuda pe alu oile. Vrea, nu știu, vrea să-i propulseze pe jucători la ăștia. E foame de bani acolo? 1 sau 2? Asta e întrebare. Credeți că e foame de bani la Dinamo foarte tare din moment ce Petre face reclamă lui Comao și lui Boateng să fie luați de oi? Ia ziceți, 1 sau 2? Da sau nu? Hai, ziceți, e foame de bani sau nu? Hai băieții, hai TikTok-ul, hai YouTube-ul. Băi, răspundeți că dacă nu, ăsta e live-ul pentru voi, dacă nu îl închid. Păi eu știu ce părere am, eu știu. Mi-am format o părere, vreau să văd și feedback-ul vostru, e foarte important să știți. Ia, ziceți, e foame de bani, dacă e foame de bani, băgăm melodia. Hai. Băgăm melodia cu e foame de bani.
Fiecare stadion are un fel de manager care răspunde, acum stau ascunși. Nu răspunde nimeni acum, nu? Eu zic să mai avem răbdare cu Ciclopul, da? Da! Eu zic să mai avem răbdare, el joacă bine de câtva timp, dar de ce foame de bani, nu? Foame mare. Hai mă, YouTube-ul mă, voi participa sau nu? E foame de bani sau nu? Uite, doar Marius Golea a răspuns și a zis că nu. Florea Gogot e foame mare, 2. Dar v-am spus 1 și 2 ca să nu mai tasați mult, 1 sau 2. Deci, unul, la toate sondajele, 1 înseamnă da, 2 nu. Și eu mă uit imediat, le văd, le scanez. Măcar să dea Ciobanu 3 milioane pe Boateng. Gheorțe stomacul, ce 1045. Cătălin Avram, 1, 1. Hai că de ce foame de bani, da? E foame de bani, băieți. Lumea știe că vindeți castraveți. Hai! Și acum vă spun ce Radio Negoiță, da? La Radio Negoiță. Domnilor, să avem răbdare, eu vă spun sincer. Oamenii ăștia au băgat o grămadă de bani, dacă nu erau ei... Eram campioni. O, unu, m-a scăpat! Mă dau afară, Nicoleta. Vreau să văd la Dinamo că transferă pe bani, nu liber de contract. Bravo, bravo! Vreți să vedeți la Dinamo jucători pe bani transferați? Hai, 1 sau 2, da sau nu? Hai, repede. Haideți, băgați, tastați, nu fi. Hai că e 1 și 2, dă-o în pisici. Vreți să vedeți, sunteți de acord cu mine că la Dinamo va fi situația cea mai bună în momentul când se vom vedea jucători transferați pe bani, nu? Asta zic și eu, lasă-mi și părerea mea. Toată lumea vrea și vede chestia asta. Numai niște băieți de la Radio Negoiță spun că nu, că trebuie să fim sănătoși. Să nu cumva să facem datorii, să nu cumva... Pe datorii oricum faci, vrei. Dar le faci pe jucători liber de contract. Deja băieții și că au băgat 10 milioane până acum, auziți? Hă? Vrem să vedem că voi cu... Că dă voi cu odată acțiunile la unul mai potent. Păi da, nu le dă, că s-a luat acțiunile în Negoiță. Ce s-a luat Voicu? Ce glumă bună, ce că s-a luat Voicu, al Voicu. Ce să fie al Voicu? Voicu e spatele Negoiță e spatele lui Voicu, pardon, mă scuzați, am greșit pozițiile. Hai mă, ce naiba, terminați cu circul. Așa, cu datorii de 10 milioane, ei ies din insolvența un know-how. Da, avem datorii de 10 milioane și n-am cumpărat niciun jucător. Mă întreb cât o avea Rapidul, bă? Cât o avea Craiova? Cât are FCSB-ul? Că ăștia cumpără numai jucători de top? Hai, spuneți-mi și mie. Cum e treaba cu... Noi suntem... Deci vă dați seama dacă mai împrumută și dacă mai aduc și jucători pe bani, suntem haliți. Cine o face? Cine o face lui dacă cumpără ăștia jucători, că suntem, îți dai seama, ne falimentează de să ajungem ca Barcelona. Să ne datorii de miliarde și fără jucători. Deci ăștia au băgat 10 milioane și au datorii mai mult decât Cortasero, care l-a dus pe Alex Garcia și pe aia era pe contra-antrenor și salarii de câte 25-30 de mii și ăștia au băgat 10 milioane într-un an. Hă? Cum e, mă? În condițiile în care au luat 5 milioane că numai că se numesc Dinamo. Cum e treaba? Burca apare frecvent la ProSport. Cred că are contacte acolo, ceea ce nu-i rău pentru noi. Nu știu ce să zic la ProSport. Lucrează acolo, ia și el un ban. La Dinamo trebuie un nebun gen Șugu care a băgat milioane într-o clonă. Cum adică într-o clonă? Ce-a făcut? Rapid. Ei iau, dar nu fac nimic. Păi spuneți-mă cum e cu asta, că eu nu înțeleg, pe cuvânt, vă cer părerea vouă, spuneți-mi voi, vă rog să comentați ceva. Deci spuneți-mi și mie, cum pisicii măsii, Dinamo, a beneficiat de o infuzie de capital de 10 milioane de la oamenii ăștia care au venit să salveze clubul, da? Și Dinamo n-a cumpărat niciun jucător și salariile n-au depășit 15.000. A fost o legendă că a luat ăla Edgar Ie, când colo era fratele lui, că a avut 24.000, 25.000, în fine. Cum e? Spuneți-mi și mie cum e, care e adevărul. Dinamo și Farul, singure echipe cu profit în sezonul trecut, așa se zicea în asta vară. Păi am văzut salariile. Salariile n-au depășit 1.800.000 sau 1.900.000.
Și că așa activ nu eram nici în școli. Păi scrieți, mă, și bă, păi alo, păi... Băi, de ce faci live-ul ăsta, mă? Hai, mă, că vă răspund. Eu nu fac nimica decât vă răspund, credeți-mă. Altceva nu fac. Clubul Dinamo merită mult mai mult, nu adunături, nu suntem adunături. Păi, uite că adunături, neadunături. Te pup, ce faci în meciul următor? Bate-n Teddy! Bă, acum, lăsând orice glumă la o parte, nu vreau ca să fiu nici de ăsta. Hai, lăsați-mă, am răspuns ca Radio Negoiță, dar acum trebuie să fiu corect. Bă, dacă joci cum ai juca cu Cluj, trebuie să-i bați pe Slobozia, de așa, din relantii, nu știu, din recul. Renovația sunt singurii care chiar au adus bani. Băi, Mariane, Marian Cocoș, tu n-auzi ce zic ăștia, că 10 milioane Dinamo-i datorie. Dinamo are datorie 10 milioane, deci băieții au investit. Acum toți adunați la un loc Reden White, adică Reden White înseamnă și renovație, că renovație sunt băgați acționari la Reden White, nu? Asta e realitatea. Hai, ziceți cum e treaba pe aici. Ia să văd cum spuneți voi. A? Dar parcă în mai, iunie spuneau că sunt vreo 2 milioane doar profit. Nu mai e niciun profit, sunt de datori. Dinamo-i dator. Deci noi am plecat la drum după Cortasero, după perioada aia, nu erau mâncare, nu avea mâncare aia, ce să le mânca ăsta, îmi spunea că țălnar mănânc aripioarele, n-aveam bucătar, n-aveam nu știu ce, n-aveam masor, n-aveam nimic. Toată lumea fugea, nici echipament de joc n-avea. Haideți, fanilor, veniți la rotativă, haideți să facem carduri, hai să le dăm bani, hai să facem tombol, hai să-i facem blog lui Hellas, hai să le dăm bani la ăștia, la cămătari. Și Dinamo a avut 7-8 milioane datorie și acum are 10, după ce a radiat 5. Mimicică spălare de bani. Bă, n-am voie să zic așa ceva, bă. Dar parcă în mai, iunie spunea că sunt vreo două, da. Ce? Renovația sunt singură așa și mai e și Dinamo Vișucu, din câte știu eu din trecut. Nu știu, nu-l cunosc, n-am văzut, n-am vorbit cu Șucu. Blaș Florin, ce batem? 100%. Pe Slobozia îi batem dacă facem o echipă cu cei de pe chat. Și dacă facem o echipă cu cei de pe chat. Cătăie, tu ce poți joci? Hai, vreau să vă văd pe fiecare care a jucat fotbal ce post a jucat. Hai să vă văd ca să știu cu cine vorbesc. Scrieți acolo, atacant, libero, fiecare ce post a jucat. Hai, dacă a jucat fotbal. Scrieți da, adică că ai jucat fotbal și ce post a jucat. Hai, că vreau ca să văd. Vă mai rețin așa pe mai mult. 1045 portar. Hai, mă! Cătălina vrea mijlocaș central. Hai, că vreau să vă văd. Și că live-ul ăsta îl faci din shed? Unde? Ce shed? Ești nebun? Sunt la mine, pe locul meu. Nu mai am blat cu prostii. N-am jucat, nu joc la pariuri. Asta cu datorie e o glumă? Nu este ceva din ce a spus Nicolescu. Hai, mă, extrem ascuns, să zice. Viorel Deci, că fundat central. Hai să vedem. Acum, dacă nu recunoaștem că Dinamo este în progres, atunci suntem... Ce suntem? Hater, nu? Noi suntem. NBA, atacant, fundaj dreapta, dar în Liga 4. Nu contează Liga. Dacă a jucat fotbal, Sergiu, atacant, fundaj dreapta. Bă, dar nu prea se bate atacant, fundaj dreapta. Da, număr 9 la Dacia Unirea Brăila la juniori. Bă, Cosmine, păi hai mă să ducem la echipă la noi, că n-avem acolo la Sărmanii. Fundaj dreapta la Dinamo, antrenor Piții Varga, ce Marius Golea. Forța, Marius! Atacant degeaba, gen Sărmanii. Hai că n-am citit aici. Voi ați făcut mă ceva? Ia să vedem. A zis aici. Adrian Michălțan, renovația se va retrage de la Dinamo. Nu știm dacă se va retrage, deocamdată ea apare în acționariat. Tălpeanu Daniel, atacant din Bundesliga va fi adus, zice Sese. Bă, terminați. Hai mă, voi nu participați TikTok-ul? Alo? Haideți mă băieți puțin. A jucat fotbal? Dacă a jucat, spuneți postul. Ia să ne, ce mai avem aici? În ziua de azi fundaș se înțelege altceva. Salutare Florin, membru de elită VIP, din Avici de elită VIP. Vă mulțumesc tuturor celor care ne sprijiniți de săptămână de săptămână, prin orice fel, prin distribuiri, prin like-uri, prin, eu știu, sprijin în gen donații, cadouri sau altceva. Și bineînțeles, vă mulțumesc celor care sunteți abonați ai canalelor de TikTok și YouTube. Reamintesc tuturor, abonarea în VIP pe YouTube și pe TikTok atrage de la sine dreptul de a intra în grupul de WhatsApp din Amoviș de elită VIP.
Și bineînțeles, accept de a intra în live-uri cu mine. Nu pleacă nimeni de la Dinamo, cine să plece, câinele să plece de la măcelărie, e mai greu. Da. Hehehe, acum am 44 de ani. Păi acum, și că nu mai pot juca nici mini fotbal cu kilograme și țigări, dar o idee bună este Danci o repriză, Braton o repriză și suntem acoperiți. Mimi, tu ai zis, jos pălăria, Mimi, forța. Ia. Deci gata, am stabilit, sunteți ceva fotbaliști. Mai spuneți dacă ai, vă mai las, care ați mai jucat fotbal, spuneți acolo postul, ca să știu. Că eu după aia mi-amintesc de voi, știi, și când ne mai o luăm în polemici, vă ard imediat. Bă, stai mai puțin, păi tu ai fost fundaș și îmi spui tu mie. Mă bag antrenor, dar dacă mă lasă ăștia să fumez cum fuma Dinu pe vremuri. Fumezi trabuc, Andrei? Forța, forța, forța băieții, forța Dinamo! Sper să nu se accidenteze cineva în timpul meciului că e bai. Băi, jale! Mijlocaș de data la Unirea Slobozia, 5 ani, zice Vali Gheorghe. Bun, meseriaș! Hai că sunteți câțiva care ați participat foarte puțin pe TikTok, o cam frecați. Ca să vă zic așa, să fiu mai plastic. Hai, scoateți mânuțele de jos de aici, așa, și tastați. Mai băgați acolo pe ecran. Fiți mai interactivi. Hai, eu vă răspund la întrebări. Asta cu Olsen, că am discutat mai devreme cu un băiat cu Olsenul, eu nu știu, zic că Dinamo are nevoie de un mijlocaș de experiența lui, clar, și zic că are experiența necesară. Nu știu cum stă el cu pregătirea fizică. Am aflat răspunsul la o întrebare, nu e accidentat, din moment ce a jucat în meciul amical, e ok. Băi, dați-mă și voi like, acum uite, băi, YouTube-ul, nu mai aveți nicio scuză, am făcut pe vertical. L-am făcut pe vertical, pe orizontal, live-ul. Aveți like-ul acolo, uite, sunt 36 de oameni, vreau să văd 36 de like-uri, acum, hai. Lăsați harneala că ne supărăm. Hai, băgați like-urile acolo. Sus e lăbuța aia așa care face like, hai, dați like-uri, că nu vă doare mâna. Sper să nu se accidenteze cineva în timpul meciului, că e bă, eu zic că e nasol, nasol, foarte nasol. Doamne ferește, te rog frumos să nu mai zici așa ceva. Deci cu Olsen v-am zis, am aflat răspunsul la o întrebare, nu e accidentat, da? Că plana suspiciunea asta, bă, dacă a venit accidentat, dacă nu știu ce. Of, Doamne. Zice, he, și asta cu Trabuco a ajuns periculos, la fel ca postul de fundaș. Și am jucat și portar și rezervă, glumesc. Bă, la 44 de ani, Cosmine, chiar așa. Să fie periculos și Trabuco. Bă, Trabuco nu-i bun oricum. Da, așa, din când în când să te prostești și așa puțin să faci un show, da. Sperând să ieșim întregi, am avut accidentări meci de meci. Da. Cum comentați episodul Copici și cu Nicolescu se aflau într-un birou și deodată s-a deschis ușa și a strigat doctorul ăla, Halștala, ăla, a strigat Allah Akbar și el a aruncat o sticlă înăuntru și a închis ușa. Cum comentați scandalul dintre doctor și în urma acestui episod doctorul a plecat la CS Dinamo? A plecat. Da. Nu ne trebuie neapărat un fundaș. Nu ne trebuie un atacant, în primul rând, acum. Ia spune, ce post credeți că trebuie acoperit de urgență? Ce post este necesar a fi acoperit de urgență acum la Dinamo? Hai, repede! Hai, YouTube-ul, TikTok-ul, nu stați și dormiți. Să nu fie fratele lui Olsen, că la Edgar e. Olsen trebuie neapărat să joace în locul bulgarului? Păi nu știu, acolo l-au adus, pentru că mai e o chestie. Din câte știu eu, Cătălin Crăjan a fost convins să vină. Băi, dați-mă, băi, YouTube-ul opresc transmisia. Deci eu opresc, credeți-mă. Sunteți 32 pe live, vreau să văd 32 de like-uri acum, în momentul ăsta. E sus pe ecran, foarte simplu, dați pe like. Hai, că nu avem nicio scuză, că era vertical, stați că nu vedem. Hai mă, vreau să văd like-urile. Păi care, dacă nu vă place, ieșiți de pe live. Hai. Deci era să-l bage doctorul pe Nicolescu în spital. Păi a aruncat sticla și mi-a și închipui. A aruncat sticla și a zis, Allah Akbar! Și la pa! Ca la Jalal.
Ăla a fugit, a dat să fugă. Băi, dați cu like-urile. Cum intrați, băi, ciubi, ce prost. Cum intrați, dați like. Hai acum, pe bune, că stau cu gura pe voi. Până nu văd câți oameni sunt atâtea like-uri să văd, nu mă las. Hai. Să vină țărăi să te acoperiți. Am atacant 1, 2, chiar și 3, zice. Florin atacant, Andrei fundaș. Hai, hai. Cătălina Avram atacant, atacant. Păi e clară treaba, nu? Atacant trebuie cel puțin, de cel puțin 5 ani. Ai de cap, mă. Atacanți? Atacant, dar merge și un portar, că Golubovici din meseria, zice Mihai Cocoș, Marian Cocoș. Nu putem sta numai în Homao și Boateng. Ne trebuie atacant, atacant, atacant. Uite, toți băieții și pe TikTok. Hai, v-ați trezit, bună dimineața, TikTok. Bună dimineața, soare, bună dimineața, melc. Ajută-o pe aia. Așa și voi, hai, bună dimineața, TikTok. Bună dimineața, YouTube. Să mai dau un like, dați mă, băi, băi, dați like, 35 de oameni și 16, hai. Numai că e urât, urât. Ovidiu Moldovan, membru din Avici de Elită VIP și pe YouTube și pe TikTok. Ia, și care vine alături de noi și în know-how, know-how european. Mâine suntem pe ferie la know-how european. O emisiune care începe mai târziu, așa, pe la 21:30, da? Și continuă până în cât mai putem, că a doua este la muncă. Salutare, Robert, o să dau un like și de pe mobilul miliției, forța pitbullii, forța, forța Ovidiu, mulțumim pentru susținere. Dar băi, sunteți 35 acum pe live, vă uitați, sunteți constanți, nu plecați. Deci înseamnă că vă place. Dați-mă like, mă! Ajutați-ne și voi cu ceva. Înseamnă că sunt 16 din Auviși de Elită, 17 și 3, restul până la 35 sunt spionii lui Zyber? Că deja vorbim, dar degeaba vorbim că nu cred că mai putem face transfer. Băi, se pot aduce, ar fi bun de la Rapid Papo, a plecat, a fost vândut. E vorba de ăla, de Silviu Gheorghe, salutare, salutare. Nu era vineri, ba da, era vineri, dar vineri e meci. Vineri e meci, avem live din Amovist. Îl facem joi, cu fotbal european și cu pronosticuri și cu alea. Joi îl facem, mâine. Numai pe YouTube, nu se mai face pe TikTok, gata, pa. Trebuie să fii chiar bău de să-i dai drumul lui... Gratis, să nu aduci nimic. Lui Gregoriu ai vrut să ieși, nu Codin Paladă. Trebuie să fii chiar bău ca să-i dai drumul lui Gregoriu gratis și tu să nu aduci nimic. Sunt suedezi din Finlanda. Salutare, Ian Bonner, forța, forța, forța. Blaș Florin, vineri 13. Băi, jucăm vineri 13. Credeți că o să fie ghinion sau o să fie bulan? Hai, băgați like-ul, lăsați prostiile. Dați un like. Hai că îmi dau și eu like. Bă, mă conving și pe mine să dau. Mai dau și eu unul. Hai, mă, băgați. Băgați, nu stați cu prostii. Salutare, Remus Bogdan. Salut, salut, salut. Și unde locuiești? În Northampton. În Northampton? Unde vrei să zic și adresa și unde vrei? Vrei să ne întâlnim? Hai că ne întâlnim la un pub. Ce zici? Salutare, Hendea Claudiu. Forța, forța, forța. Cine bate Slobozia? Nu cred. Nu cred, nu cred. Claudiu, nici așa. Cârjean condamnat să marcheze. Bă, Cârjean e cel mai bun. Hai, mie îmi place cel mai mult de la Dinamo. Să fim serioși. Asta, vă zic adevărul. E cel mai bazat jucător. Și că mă simt ca Nicoleta să scriu de pe telefonul miliției. Nu mai pot să zic că au venit fetele din PCH. Au venit fetele de pe OnlyFans, au venit pe noi. Ne dea like-uri și... Ce ar fi bine? Dar de ce nu crezi, Claudiu? De ce crezi tu că nu avem șanse? Hm? Dacă... Eu acum o iau logic așa, întotdeauna așa am gândit-o. Din moment ce... Gândiți-vă și voi. Din moment ce am jucat bine cu Cluj. Că am jucat bine, măcar o repriză, hai să spunem. Și a doua repriză, ok, mulțumitor. Avem 5 accidentați? Păi și n-am avut și cu Cluj? Tu spui că Homao și cu Boateng nu o să joace. Eu zic că o să joace cel puțin unul din ei, dacă nu amândoi. Dacă ne bate Slobozia, e jale. Da, e clar. Deci tu nu dai like și ne prostești pe noi. Voi au cu vrăjeala, nu? Marcăm 3 goluri, o să fie spectacol. Băi, Silviule, mi-e frică de meci ăsta, dar nu cred că o comitem.
Eu spun că jucăm. Eu nu cred că Boateng și Comau nu vor juca. Și dacă nu joacă, fii atent, mă gândesc și altfel. Dacă nu joacă, deci avem varianta cea mai plauzibilă să jucăm acolo în centru cu Patrick și cu Pașcalău, nu? Nu cred că e atât de rău. Eu zic că o să joace amândoi, ce Florin, membru de unită VIP. Da, și eu zic la fel. Și eu zic la fel. Marcăm 3 goluri, o să fie spectacol, nu ne bate, zice Remus Bogdan. N-au cum să ne bată, nici eu nu cred chestia asta. Bă, nu știu, adică jucăm bine, hai să fim serioși. Totuși avem acolo echipa cât de cât. O echipă bună. Se mișcă bine, e ok. Avem ceva în disponibilități, dar... Na, trecem și peste momentul ăsta. Fără 4-5 nu scapă. Nu cred că le dăm 4-5. Dacă era toată echipa completă, da, le dădeam 4. Cred că s-au dat accidentat tu, nu crezi? Nu cred. Cine să... Boateng cu Homao? A, ca să plece de acolo, da. Hai bre, șeful, că mă doare piciorul, mă doare nu știu ce, ca să vină încoace. I-a fi sunat Nicoleta, bă, nu vă jucați, că avem nevoie de voi. Și așa le dăm 4. Da, eu așa cred. Deci cu Olsen am stabilit, dacă vă doriți să intre, dar foarte mulți au zis, a fost destul de echilibrat. Unii a spus că nu, că nu-i bine să joace din primul minut. Ce spuneți de Soro? 1 sau 2? Trebuie să joace Soro? Se impune să joace Soro din primul minut? Hai, da sau nu? Hai să vă văd. Mulțumim Remus Bogdan pentru inimioara de membru. Așa ne puteți ajuta, e un eurocent, un filfilel de la 10 lei, 5 lei, nici nu știu cât e, 2 bani, nu 10 bani, 2 bani, da, 2 bani, 10 bani, 70 de bani. Haideți că ne ajutați cu inimioarele astea, chiar ne ajutați. Hai mă cu Soro, 1 sau 2? 1 sau 2? Păi da, hai, ziceți voi. 1 sau 2, trebuie să joace? Salutări Cristian Aucesei, salutări tuturor din aubiștilor, cei... Cu card, bineînțeles, zice Cristiana Ocesei, care este membru VIP, membru de elită, dinamovist de elită VIP. Și este cu un cont undercover, pentru că contul lui este... și l-a blocat el cu telefonul. Îl vreau pe Soro titular. 1. Da, trebuie să joace și el. Haideți mă, ziceți. Cred că da. De ce se vede urât? Se vede urât? Se vede nașpa? Serios? Ia arată. Se vede urât, a? Ia bre, ce se vede? N-are rezoluție bună? Verificăm. Se vede și se aude rău. Iar se aude rău, mă. Băi, dă-o în pisici. Mie nu mi se pare că Abdalam jucător bun. Soro în locul cui? Păi Soro în locul cui, Soro pe dreapta, pe locul lui. Ceața din UK. Ce ceață, bre? Ia, arată-ți, ia, lăsă. Păi cum se vede rău? Se vede mai deschis așa, dar ce? Care e problema? Probleme de la lumina asta? De ce se vede rău? Că nu înțeleg. Mie mi se pare ok. Ia, să verificăm și sonorul ca să vedem care treaba. 2-10, probă de microfon. 2-10, probă de microfon. Acum facem microfonie. Se aude ok. Acum facem microfonie. Da, fac o cameră, fac de pe laptop direct. Nu mai mă stresez. Chichi se vede mai bine ca, se vede bine ca întotdeauna. Ah. Parcă sunt la școală, te-a întrebări. Băi, hai, băgați, nu, bă, lăsați prostiile. Se vede foarte bine.
Lăsați prostiile și nu mai umblați cu prostii. Se vede foarte bine. Se aude înfundat? Hai mă că se aude ok, am verificat eu. Nu mai vorbi cu prostii. Vorbești așa. Se aude mai încet decât de obicei, dar nu... Hai să verific la microfon aici. Da. Încearcă să dai sonorizare mai înaltă. Se aude ca la boxa lui Amzar. Se aude gen mono? Probabil că trebuie să intru pe placa audio, nu? Să fac o șmecherie eu pe aici. Ia să ce trebuie să fac? Să batem la oțelul, asta e important, și să-i tundem oile lui Gigi, apoi vedem noi cum stăm. Păi noi stăm ca niște băieți deștepți. Mulțumim, mulțumim pentru sprijin, pentru email de membru, Forța Dinamo! Hai să vedem de unde îi găsim acum, de unde găsim pe placă, ia să vedem, unde intră în setări. Ori fi de la YouTube, ia să vedem care e treaba de aici, din setările YouTube-ului. L-am făcut direct de pe cameră, ca să nu mai discutăm. Oricum se aude ok, am verificat eu cu camera, cu telefonul. Se vede, se aude bine, se aude ok. Acum ce vrei, să urle pe aici? E ok. Adrian Michălțan, ce ar mai fi mișto 4-2-4. Ce anume? Dacă jucăm acasă cu ele, cu suportere, avem șanse bunicele. Acasă? Păi da, unde jucăm, în deplasare? Așa. Nu jucăm acasă primul meci. Cum adică? Jucăm acasă, mă. A, cu cine? La cine te referi? Ce discuție? Am pierdut vreo discuție aici pe TikTok? Cu oțelul? Să batem oțelul? Pe unde credeți voi că batem noi oțelul? E greu să-i bați pe oțelul. Avem forță să-i batem pe oțelul? Da, pe YouTube se auzea ciudat. Un fel de old school, bandă de magnetofon, acum apar să de mai bine. Păi nu știu, dacă jucăm pe arc, avem mai multe șanse cu oițile. Eu zic că anul ăsta cu lotul actual reușim locul 7-8. Problemele sunt insolvență, investitor, noi director sportiv, bază de la Sărtica, plus unirea cu CS Dinamo. Cam multe probleme, fraților, nasol. Probleme grave, din ce văd eu acum. Da. Avem niște probleme nasoale. Hai să fim serioși. Lucian B vrea să prindă și el câteva bilete. Păi n-ai prins nimica, n-ai băgat. Păi la cine? Cu oile vrei să prinzi, Luciane? De acum? O să ai emoții.
Vreo diferență la sonor acum? Salutare, Blaine Rothschild! Ci că se unesc? Nu se aude deloc? Scored 76 goals in one season. Everyone says I'm good enough to be scouted by a pro. That's my dream. Ce mai problemă să avem de atac sub slobozia politic sermanist Soro? Crezi? Blaine Rothschild că se aude ok. Bă, înseamnă că umblați cu prostii ăștia. Vă dau bloc care vă mai au că... Băi, se aude bine sau nu se aude? Ia. Yeah. Băi, se aude bine sau nu se aude? Yeah. Ah, are un așa, un, o tentă de... Are un așa... Alo, alo, n-a zis un calma, ro? Are un așa... Alo, alo, n-a zis un calma, ro? Da, puțin așa mai... Păi trebuie să fie din studio, bă, băie, să fie așa emoția aia, știi? Bă, îl fac de aici, n-am ce să mai... Gata, nu mai... Hai, cumplați cu prostii. Soro va da gol. Se aude foarte bine, da TikTok-ul, așa e. Se aude, se aude perfect. Vorbeam cu cei de pe YouTube. În regulă se aude bine, Cian Vonner, da. Deci un bloc cu prostii, băieții, da? Ok. La noi pe YouTube a revenit sonorul mono, calitate, anii 70, dar e ok. Îl auzim pe Robert cât de cât, dăm telefoane mai tare. Ai schimbat setup-ul? Da, mi-am schimbat ceva. Acum se aude super, zice Cosmin. Pe YouTube se aude stereo puțin slab. Băi, am schimbat setările pe placa de bază, pe alt microfon. Am două microfoane, am și microfon extern. Hai că acum trebuie să auziți, lăsați prostiile că deja umblați cu cioară vopsită. Umblați cu zaibăr vopsit. Hai că deja cu Nicoleta vopsită. Salutare tuturor, tare mi-e frică cu slăbozia, ce pena Cristi. Nu cred, marchează Cârjean cu unirea. Bă, ar cam fi timpul, hai să fim serioși, da? Nu așa? Ar cam fi momentul. Gata, men, care comentează ban ca la Zyber, zice. Mai și gâje și păcăne puțin. Băi, băiatul, eu nu te... Unii spune că se aude perfect. Vedeți, mă, poate au... Eu știu, poate... E Zyber pe la voi, pe la geam, și o face cu vreo tigaie pe acolo. Că așa se aude când vorbesc extraterestri. Vlaș Florin zice că e ok. Bă, terminați cu circul. Uite ce zic, îți va spun că se aude super, uite, Cosmin Paradea, acum se aude super. Ce dracu? Umblați cu prostii. Da, pe TikTok se aude perfect, da, am înțeles. Băieți ăștia sunt pretențioși, ăștia de pe YouTube, ăștia de la YouTube, ăștia sunt miju. Se aude perfect și la mine, zice Ovidiu Moldovan. Este ok. De ce umblați cu prostii? Hai că vă iau pe cardan. Vă iau pe cardan? Și vă trimit la burcă pe Carbasan. Hai, umblați cu prostii. Băi, voi râdeți, dar uite, am văzut o chestie, că Florentin Petre e pus pe vânzări. Ar vrea să vândă și niște jucători lui Nicoleta să-l ajute. Te urmărește Chirios să spun, păi nu cred că pe voi, pe la geam, vă umblă, vă caută ăștia, păcăneli, fâsâieli. Eu cred că vin ăștia cu... Din chigeria cu niște căni, cu niște furculițe, cu lingui, cu ciolane, cu țucale, cu ceaoane. Fac gălăgie pe la geamuri pe acolo. E așa, cred. Eu ești jumătate de oră ce are treaba miliția cu mine, revin. Te-a luat miliția, gata, ești terminat. Ce eu ascult în sistem. Păi tu ești mai cu patru, cojones. Cărucioare, mâini tăiate. Coptură galbenă. Da.
Și că au venit ăștia de la radio, nu se fac joc, că de-aia nu te aud. Eu vreau să văd stadionul că se face, atunci avem șanse la Universitor. Păi dacă ăștia nu pleacă, de unde? Ce șanse? Ce Ioc, șansa, Rembo? Mi-e frică cu Superbet, a scăzut cota foarte mult. Opa, care-i cota? Hai că intru acum, repede. Ia să vedem. Ia, să vedem acum. Imediatamente. Superliga. Bă, dar Brazilia cu Paraguay, cred că v-a tras-o la toți. Dacă e 11 minute, s-ar putea să fie și penalti. Luciane, umbli cu prostii. Ia să vedem aici. Dinamo București, Unirea Slobozia. Ora 21:00. Arcul de triumf, cel mai tare triumf. A scăzut cota, 1.70 de la 1.82. Oi, umblați cu prostii, ia să vedem ce cote avem. Am dat pe freescore.ro ca să văd casele din România, că le vedeam pe alea din străinătăți. 1.75 peste tot, Betano, Fortuna, Mozart. Deci e cam nasol, gata, a zburat puiul cu ață. A scăzut cota pe Dinamo. Da, dar n-a scăzut chiar rău de tot, nu? 1.67? Unde Cătăline? La ce casă de pariu? Eu am prins Cozonac 1.80. A fost 1.85 chiar. 1.83 am prins cea mai mare. Am văzut. Acum o săptămână. N-am jucat, dar am văzut. 1.8 acum două zile. Da. De vineri trebuia jucat. Nu-i prea bine. Dacă a căzut la 1.75, atacantul va semna, Florin a apărut pe TikTok acolo. Atacantul va semna în curând să negocieri intense cu soția lui. Băi, acum depinde dacă vrea. Stai puțin, că nu-i chiar așa. La William Hill, 1.67. Așa a scăzut. Da. Tu l-ai agățat la 1.80 și cât? La cât? La 1.80. A, bun. 1.6 e cea mai periculoasă cotă de jucat. Păi asta am înțeles că o are Manchester acum. 1.6, nu? Parcă așa e. Mă, eu zic că dacă, ia, Lucian Beci, că lucrez de 7 ani în pariuri. Păi zine, hai, zine, domnul Geo. Cum e? E periculos că înseamnă că pariază foarte mulți. Și dacă pariază mulți, intră și băieții, ca să nu iasă. Se bagă și băieții în seamă, ca să fie treaba bună, să pună și de ciorbă. Oricum a scăzut cota destul de tare. Ia uite, roșu, roșu, roșu pe unul solist. 1.6 e pericol, da. Scade cota pe Dinamo, dar tot nu bate, zice Adrian Michălțan. Eu zic că bate, mă, nu cred că nu. Casele de pariuri au ultimul cuvânt de spus. Fără nicio discuție, clar. Deci ascultați de la un băiat care vă zice, uite. Păi adevăr e că nu sunt desperiat. Eu acum, sincer, eu vă spun, nu mă bazez pe altceva, nici mă uit că sunt... E posibil la un moment dat să avem problemă cu... Deci e posibil să avem o problemă în apărare acolo, să fie accidentați. Homaoși și cu Boateng. Dar eu stau și mă gândesc așa totuși că sunt soluții de avarie. Și dacă intră Patriche cu Pașcalău, chiar dacă Pașcalău e pe Tardoso, eu spun că va face față cât de cât, pentru că presiunea mare o să fie pe mijloc. Și pe mijloc acolo avem piese. Îl avem pe Naore, îl avem pe Milanov, intră și Olsen ăla. Ce mai periculos este să pariezi. Da, corect. Cota de scor 3-1. E greu să pierdem noi acasă, e stadionul full. Da, asta vreau să zic. Deci e presiunea pe mijloc acolo. Deci eu spun că acolo avem piese destul de bune. Deci avem acolo câțiva jucători destul de buni. Și nu știu, mi-e greu să cred că vom avea noi probleme pe contre cu ăștia. Nu cred. Chiar nu cred. Da, am făcut niște probe aici să vedem care-i treaba. Bun. Așa. Stai și puțin să vedem o chestie. Deci eu nu cred că se poate fi vorba de așa ceva. Intră Sermani fundaș central și Patrick e vârf împins. Dar făceau aia Caterinca de noi.
Când l-a băgat nebunul ăsta de copii și când l-a băgat în teren pe Moș Patriche, făceau ăștia mișto de noi de la Gigi Sport. Hai cu primul 11. Îl facem? Hai să-l facem. Gata, îl facem. Hai, primul 11. Deci ne gândim acum scurt. Ia. Deci eu nu cred în povestea asta cu e accidentat Homao și nici Boateng. Eu cred că totuși... Ia, hai să o luăm metodic. Golubovici, sunt reclamații? Hai cu primul 11. În poartă. Pe cine vreți, hai. Golubovici, da sau nu? Sau ziceți voi Golubovici sau ăla, cum? Ziceți pe cine vreți voi să fie. În poartă, hai portarul, faceți echipa, hai. Viorel D zice Roșca, Marius Golea zice Stoian. Cine? Pârnaiovici? Hai mă, cine? Golubovici, da? Haide scrieți, TikTok-ul, scrieți acolo, ce portar vreți să fie. Roșca sau Golubovici? Sau poate îl vezi pe Stoian, na. Uite, cineva a zis Stoian. Deci până acum sunt 3 voturi pe YouTube. Hai să facem primul 11. Golubovici. Toți sunteți de acord, nu? Hai acum să vă văd la fundaj dreapta. Hai. Hai să vă dau la TikTok să vă dau sondaj. Deci cu roșu este Costin. Nu, cu roșu Sivic și cu albastru Boateng. Iar voi am dat drumul la sondaj. Sivic sau Boateng? Sivic cu roșu... Sivic sau Boateng? Sivic și Costin? Sivic sau Costin? Sivic cu roșu, albastru, Costin? Hai, și voi 1 sau 2? Ziceți 1 sau 2, că e suficient, nu mai scrieți. Hai, YouTube-ul. YouTube-ul 1 sau 2? 1 înseamnă Sivic, 2 înseamnă Costin. Hai. Până acum pe TikTok e 4-1, deci până acum Sivic, îl vreți pe Sivic înapoi. 3. Ok. Mai mulți pentru Sivic văd. Bă, mie mi se pare așa că seamănă cu Dani Alves așa și e mai bagabonțel. Îmi place de Sivic totuși. Merg pe una lui. Și eu merg pe Sivic. Deci în poartă Golubovici, fundaș de-ata Sivic, da? Singura problemă e la banda dreaptă, zice Mihai Alexandru. Deci 5-1 s-a terminat sondajul pe TikTok. Aici avem 1, 2, 3, 4, 4, 2, 5, 2. 6-2. Deci 6-2 sunt vreo 11 oameni care au zis că Sivic. Deci îl băgăm pe Sivic, nu? Îi facem echipa lui Copicu acum. Sivic. Hai la fundaș și intrați, puneți perechea care vreți să joace. Punem așa o variantă în care nu joacă Homao. Punem întâi o variantă în care nu joacă Homao și cu Boateng. Amândoi nu joacă. Ceea ce eu nu cred. Dar hai să o punem așa, că nu joacă. Uite, hai ziceți, cine credeți că o să joace? Florin zice Homao și Patriche. Hai, scrieți. Care credeți că va fi perechea de fundaș central? Nu știu cum facem, dar trebuie să luăm 3 puncte neapărat, zice Lucian. E beleau cât casa dacă nu joacă ea. Hai să vedem, luăm așa varianta. Hai, puneți voi cine credeți că o să joace. Hai să vedem cine nimerește. Uite, Florin, membru din Aumici de Elită VIP, a zis Homao și Patriche. Echipă, perechea de fundaș central. Robert a zis Patriche și Pașcalău. Homao și Boateng, zice Mimi 45. Hai să ne cine nimerește aici. Și că Boateng, nu Patriche. Păi stai bre, că ai zis Homao și Patriche. Boateng și Patriche? Boateng, Homao și Boateng. Păi Florine, dar... Nu... Bine, dacă tu crezi așa, hai să o lăsăm așa. Pașcălău, Alexandru. Mamă, Marius Golea. Sper să nu fie așa. Patriche, Pașcălău, zice Viorel D. Haideți mă, zice și voi. Nicoleta, zice Robert Văcăroiu. Pașcălău și Patriche, Homao și Patriche. Haideți, băgați să vedem cum iese. Moș Patriche și Homao. Băi, din
Acum la flerul meu, eu cred că asta a fost. Comau oricum s-a uit la cap și a plecat. N-a stat la antrenamente. Ăla altul ce că s-ar fi accidentat muscular. Boateng. E posibil să fie adevărat. Mulțumim, Ștefis! Forța Dinamo! Ștefis, mulțumim pentru sprijin! Live de live e lângă noi, Ștefis! Mulțumim, mulțumim, mulțumim încă o dată! Zaibăr fundaș la Nicoleta! Confeti la greu! Mulțumim, Ștefis! Ce mai zici? Hai că am ajuns, uite, am făcut echipa. Primul, în poartă am zis toți că o să fie ăsta Golubovici. Sivis pe partea dreaptă. Mulțumim, Lucian! Sivis pe partea dreaptă și acum perechea de fundaj. Zi-o și tu, scrie. Ștefis. Ajungem și la Opruț. Stai, ușor, ușor. Hai la fundaj central. Cătălin Avramcică, Moș Patrichie și Homao. Da, așa zic și eu că va fi apărarea. Deci eu vă spun așa cum o iau eu logic. Patrichie și-a spart cap. Ăsta Patrichie, Homao și-a spart capul și l-a trecut deja pe lista de indisponibilități. Adică a jucat acolo în teren, nu știu ce, s-a simțit puțin căldoare piciorul, a plecat acasă. Și că Boateng ar mai fi rămas o zi și că s-a accidentat și la antrenamente. Bun. Deci eu spun că cele mai mari șanse le are Homao să joace din ăștia doi. Revine politic? Nu cred, Robert Văcărăiu. Nu. De fapt, informațiile venite din presă au fost că nu joacă. Patrichie Homao, zice Ștefis. Ok. Așa zic și eu. Patrichie Homao. Și eu zic la fel. Zaibăr fundaș la Nicoleta. Gata. Pe stânga. Hai. Hai pe stânga. Amzar sau Opruț? Hai. Amzar sau Opruț? Amzar sau Opruț? Hai. Tastați 1 sau 2. Amzar e 1, Opruț e 2. Hai. Clar Opruț, nu? Cătălin Avram. 1045 vrea pe Amzar. Singurul. N-am avut nimeni. Și eu vreau pe Amzar. Dar nu-l bag ăsta. Deci Opruț. Opruț, da? Deci echipa până acum e următoarea. În apărare, da? Cum am făcut-o noi. Golubovici în poartă. Pe dreapta Sivis. Moș Patrichie cu Homao și pe stânga Opruț, da? După aia nu mai votăm ăsta pe Naore. Îl mai votăm pe Naore? Naore e sigur acolo, bă, tâncuie. Bine că nu s-a accidentat asta, n-a puțin nimic. Deci, Homao, Naore. Aveți reclamații la Naore? Ia ziceți, 1 sau 2. Naore, aveți reclamații? Sunteți mulțumiți de el? Punct fix. Punct fix, corect, Ștefis. Punct fix. Deci niciodată nu-s probleme. Naureu să-l acopere pe Patrichie. Mă, fii atent, eu vă spun acum cam cum văd eu treburile. În cazul în care, fii atent, în cazul în care Boateng și Homao nu vor putea juca ceea ce nu pot să cred că amândoi s-au lovit, eu nu pot să cred. Homao, din câte știu eu, din ce am citit eu pe acolo pe presă și am adunat așa, am pus cap la cap, a avut capul spart, a intrat în teren, a jucat și după aceea care simți puțin durere la coapse. E posibil să se fi speriat ca să nu se accidenteze și a ieșit afară. Și că după aceea a plecat acasă, că era accidentat, n-a putut să mai conteze pe el meciul următor. Și Boateng că s-ar fi accidentat la antrenamente și gata, l-a pus pe liber și pe el. Eu nu cred că facem primul 10 pentru Naore se știe. Deci la Naore se știe, nu? Nu mai are rost să mai comentăm. E bun, e meseriaș. Ok. Milanov sau Olsen? Hai, să vă văd. Milanov sau Olsen? La coapsă și dacă ai o ciupitură, trebuie măcar 7 zile să stai. Da, să știi, dar nu cred că e coapsă. Din câte am înțeles, a simțit puțin că îl ține piciorul și s-a dat rănit. Adică l-a scos afară, minutul 60. S-ar putea să-i fost și ceva din rațiuni tehnico-tactice. Eu nu cred că nu joacă. Până acum nu sunt informații corecte. Hai, ziceți, Milanov sau Olsen? Hai că le citesc pe toate. Milanov zice 1045, Milanov zice Lucian, dar până minutul 65, 70, după aia Olsen. Mihai zice că îl vrea pe Olsen.
De fapt, vreau să văd dacă Milanov se mai bucură de simpatia voastră. Asta vreau să văd. Ștefi spune Milanov 60, Olsen 30. Și restul, în prelungire, cine mai joacă? Olsen, Cârjean la mijloc, banii Milanov, Benz, Sermania, atac. Ne-a zis, gata, Mihai Alexandru ne-a zis. Păi așteaptă să facem echipa toți. Bă, Milanov are cele mai multe voturi. Deci Milanov, eu așa zic, că n-are cum să înceapă cu Olsen. Începe cu Milanov, așa spun eu. Vedem. Deci, Naore, Milanov, da? Cârjean e punct fix, nu mai votăm că n-are niciun sens. Da? Și acum venim pe partea dreaptă. Cine credeți că trebuie să joace pe dreapta? Bandă dreaptă, hai! Bandă dreaptă, YouTube-ul, TikTok-ul, hai! Scrieți acolo numele. Cine credeți că trebuie să joace? Acolo a jucat Bordușanu, nu? Meciul trecut. Hai, să vă văd. Mihai spune Soro. Cătălin Avram, Soro. Răzvan Sorin Manciu, Soro. Ștefi, Soro. Mimi 45, Soro. Eu sunt Marius, Soro. Florin, membru de elită VIP, Soro. Deci Marian Cocoș, Milanova fiind dreapta, nu cred. Nu cred. Noi ce de bandă dreapta, de extremă dreapta, de winger. Hai, de extremă. Ce, frate, ce? Da, frate, zi, frate. Nu vrei Soro, vrei frate? Hai să mai beau un cappuccino de ăsta ca să-mi revin. Cappuccino cu lapte de ăsta de migdale procesat, de ăsta care e fake, de vegan, că sunt la post. Banii, zice Dan Leuț. Dan Leu, 681. Ștefist, banii? Păi banii pe dreapta, Ștefist. Silvester, Soro. Sergiu zice banii. Cătălin, Soro, frate. Ok. Bun. Deci din ce ați votat voi, îl vreți pe Soro. Și eu zic la fel, tot Soro. Lucian B, un pressing bun cu banii Sermanii Cârjean. Să-l joace pe Cârjean în bandă stânga? Nu cred. N-a jucat niciodată cu el până... Nu, n-ai cum să joci. Nu. Eu nu cred că joacă așa. Joacă tot, nu se complică. Milanov va fi lângă Naore acolo. Cârjean vine pe bandă stânga. Îi face un triunghi așa cu Naore în spatele. Tot așa un 1-4-1-4-1. Da? Și se mani vârf. Și în linia aia de 4 de mijlocași o să joace... Cârjean o să vină puțin în stânga, ăsta Milanov în dreapta și vine mai mult lângă Naore, exact așa o să joace, 100%. Presiunea o să fie destul de bună. Nu știu Soro ăsta dacă dă golul, Soro frate. Nu știu dacă reușește să stea, adică nu mi-a, din meciurile trecute am văzut așa că nu prea șutează la poartă, nu știu. N-am. Ce am văzut la el, ce am remarcat la Soro, stă bine pe picioare, un jucător destul de matur, destul de bine pregătit fizic. Deci n-am așa reclamații din punct de vedere fizic. Are experiență mare, a jucat în campionat greu, îți dai seama, vine din Spania, deci e problemă mare, da? N-ai cum să te gândești că nu dă randament. Banii a dat cel mai bun randament în dreapta. Așa ești, Ștefis, dar știi care e treaba? Ai nevoie în stânga, ce să faci? Dar nu bași pe ăla, pe Carabaș, la cum îl cheamă, pe Carage. Soro stă bine, dar îi mai trebuie minute să se acomodeze și are determinare. Băi, dar e momentul să joace titular, că avem nevoie de el. Soro nu e extremă marcator, mai mult creativ pe centrare pase. Așa am observat și eu, Slaker. Cum te cheamă Slaker? Ca să zic pe nume, să nu-ți mai zic Slaker. Așa l-am văzut și eu pe Soro. Mi se pare, ești ca proful la clasă, ne dai... Vă dau test, vă scot la tablă, hai, treceți la tablă. Soro stă bine, dai 3 minute să se acomodeze, are determinare. Băi, eu știi care e treaba, l-am văzut că nu prea intră în combinații cu ăștia, dar a avut timp, destul. 2 săptămâni, acum ar trebui să fie destul de în temă. Ce-i problemă? Că ăștia au plecat la loturile reprezentative și au plecat destul de mulți și nu prea a jucat. Deci a jucat cu rezervele. Nu, ne trebuia Soro să fie acolo. Știți ceva de Olsen? Se mișcă bine. Nu l-a văzut nimeni. Eu nu l-am văzut jucând. A jucat 45 de minute. Asta înseamnă că e pregătit fizic. Deci poate să joace. Poate să intre la meciul cu Slobozia. Și va intra sigur.
Cu Caragia ar trebui să avem răbdare. Nu are meciuri în picioare, să-l vedem după ce prinde mai multe minute. Știi care e treaba? Și vă spun de Caragia. E încă prea mic, eu vă spun. Nu este, e un jucător promițător și stă destul de bine fizic. Dar eu n-aș conta pe el, sincer, acum. Dacă mă pui antrenor și zici, băi, Robert, pe cine bagi? Nu, n-aș conta pe el ca titular, l-aș băga rezervă. Am văzut când l-a băgat cu Rapid atunci în ultimele minute, s-a mișcat. Deci în postură de rezervă pare promițător. Dar nu poți să te bazezi pe el, titular, nu, nu cred. Deci că ea Caragia e bună. El mai are de muncă. Băi, ești bagabond mare, mă, Cătăline. Dă-o n-ai de treabă. Chiar bagabond, bagabond, nu așa. Băi, eu asta, eu, părerea mea vă spun sincer, deci fără nicio glumă, acum. Nu aș miza pe Caragia la meciul ăsta, cel puțin, pentru că Slobozia e o echipă defensivă care se închide bine. Și uite, mă uit la meciul cu Voluntari. Noi vom avea un meci cum l-am avut pe ăla cu Voluntari. Deci tot acolo trebuie să-i percutezi în centru. Dacă ați văzut, iese Sermani din dispozitiv și vine pe spațiu liber Gârjan. Rămâne 1-1 cu fundaș central acolo sau știu cu un mijlocaș care le pierde pe drum și marchează. Deci aia e fază înregistrată. Dacă ați văzut, e lucrată la antrenament, se vede clar. Pentru că și golul cu CFR Cluj, tot așa. Golul lui Gârjan, tot așa a venit. Pleacă Selmani fals, se duce lateral, Cârjean vine pe spațiu liber, rămâne cu fundașul central 1-1 acolo, îl face și dă gol. Așa a fost și acum. Acum nu l-a făcut, dar ăla a încercat să intre la intercepție și el l-a lăsat să se arunce. A trecut mingea de el și la revedere, a rămas singur. Fundașul a greșit acolo, trebuia să se retragă cu el. În fine, a anticipat prost spre bulanul nostru. Deci eu văd acum, sincer, Slobozia ca fiind o echipă gen... Exact o echipă de genul Voluntarului. Și la valoare și la ce vreți voi. Eu așa văd. Băi, da, eu vă întreb ceva. Știți de episodul ăla cu doctorul? O să avem doctor? Ce ați citit? Ați bunghit ceva azi? Eu am fost la muncă. Ori să nu știu ce să vă zic, sper să nu ia cât ia la lui Sermani să-și revină. Păi a jucat 45 de minute Lucian, a intrat din prima. Deci mijlocaș și a intrat din prima, șut necruțător, Ștefist, așa să dea și mâine, Gârjan. Andrei Agapie ne întreabă, va juca politic vineri? Bă, din informațiile noastre nu joacă. Nu se știe nici dacă intră la Oțelul. Și că politic o să fie la 100% abia la meciul cu Botoșani. Așa zic și eu, drag Mihai. Nu cred, deci nu cred. Mulțumim, Ștefist, încă o dată pentru sprijin. Live de live lângă noi, mulțumim, mulțumim. Sunteți un grup care ne sprijiniți mereu. Mulțumim foarte mult. Doctoriță, o să avem rezidentă, zice Viorel D. Păi zi numele, hai, bagu. Tu unde, de pe OnlyFans? Hai să știm și noi. Nu cred, de politic nu. S-a antrenat și că ușor, nu știu ce informații au mai venit dinspre echipă de astăzi. Dar din ce știu eu, nu. Și cred că o să fie pe bancă la acel meci, că nu trebuie forțat. La fel, da. Așa zic și eu. Eu l-aș lăsa până după meciul cu Botoșani și așa atunci cred că intră, după meciul cu Botoșani. Dar ăla cu Botoșani, dacă se simte ok, da. Din câte am înțeles, politic spunea că îl mănâncă tălpile să intre. Probabil că vrea să ajute echipa, dar problema e că nu trebuie forțat. Nu trebuie forțat că după aia o dăm din la câmpuță. Nu știu cum face copii, cu zice Lucian, dar trebuie să ia 3 puncte urgent. Da, nu ne gândim. Nu murim un meci fără politic. Păi da, n-ai, trebuie să te obișnuiești fără el acum. Abdalac, e clar că prin ianuarie, februarie. Vine în halat alb, doamna doctor. Ah, Nicoleta, cred că e doctoriță. Numai nebunilor, că după aia vă treziți cu Nicol pe aici, cu porjardier alb, cu alea, cu halat. Nu voi jucați. Comor și Boateng sunt ok din ce am văzut, sunt apt de joc. Unde ai văzut? Zine, unde ai văzut? Hai, zine, draga Mihai. Zine, Mihai.
Unde ai văzut sau de unde vine informația că ai văzut? Spui că ai văzut. Unde ai văzut? Dacă nu-i avem pe ei, e greu. Dacă nu-i avem pe băieții ăștia, da, e problemă mare de tot. Măi, informațiile vin greu dinspre echipă. Hai să fim foarte serioși. Nicoleta nu mai dă mâna cu ei când ies de la vestiar, acum trebuie să-i bată la fund. Adrian Mutu a refuzat oferta din Superliga. Știți ultimele știri? Hai, să vă văd. Cine e antrenorul la Iași? Hai. Zamalek contraatac în scandalul transferului lui Aaron Bupenza a semnat. Scandal mare cu Bupenza asta. Homo a fost ceva puțin mai nasol la cap. Dar unde ai văzut? Neagoie e la Iași, corect. Hai mă, ziceți, Mihai, spune-ne de unde știi, că ai spus că am văzut că n-au probleme. Mimi 45, sunt doi. Hai, să vedem care are dreptate. Hai, sunt doi sau Neagoie? Eu știu răspunsul. Hai, YouTube-ul, cine e antrenor la Iași? Hai să o văd. Ai văzut pe ăștia pe grupuri, mă? Era filmare cu ei? Era filmare cu ei? Sau ai văzut că scriau ea că joacă? Zicea cineva. Sunt doi, bre, nu? Au făcut aplicația Dinamo și nu pun nicio știre pe ea. Dar ai văzut ce urât? Băi, hai să facem sondaj. Vă place cum arată aplicația Dinamo 1948? Hai să vedem. Votați, v-am pus TikTok-ul, v-am pus da sau nu. Roșu și albastru. Vă place aplicația lui Dinamo de pe TikTok, de pe... Aplicația Dinamo 1948, vă place? Puneți YouTube-ul, puneți 1 sau 2. Vă place, da sau nu? Tot timpul să fie da sau nu, 1 sau 2. Nu mai tastați că... Deci mie mi se pare o aplicație de asta mai trebuie îmbunătățită. Mi se pare așa, moșărească. Da. Mai trebuie îmbunătățită aplicația. 1 la 5 până acum. Nu, ceva de vis ca a Barcelonei. A semnat Clinton în GE cu Rapid, a jucat la Marseille, Lyon, Tottenham. Ovidiule, ne răsucești cu țitul în rană. 2. Ovidiu, unde ești? La muncă sau acasă? Ești pregătit pentru mâine, pentru know-how european? Hai, mâine să vedem. Dăm drumul la câini. Fără roșii și fără albastru. Ce roșii și albastru? Ce-i puțin? Ce roșii și albastru? Unde vezi? Unde-i vrei? Aplicația. Hai cu aplicația. Hai, uite, mai faci 5 reclamă. Ce știi de Olsen și Soro? Vor juca? Pot să joace 100%, depinde de antrenor, dacă îi bagă. Deci voi ați votat în proporție mare că nu. Nu vă place. Deci aplicația, din punctul meu de vedere, are o formă așa bătrânească, rău de tot. Așa m-am jucat eu acum vreo câțiva ani și am făcut un site din Amoviș de Elită și l-am făcut și eu, cum am știut. M-am jucat și eu pe el. Și arăta așa de râdeau ăștia de mine. Bă, ce dracu mă, ăla-i site? Dar eu nu vreau să produc cu el sau asta. Era un site așa, făcut de mine, mă jucam. Așa au și ăștia, nu știu, mi se pare amatorism, nu știu. Acum spuneți, vi se pare amatorism în ceea ce privește comunicarea cu fanii? Ce spuneți? Având în vedere activitatea lor de pe Facebook, activitatea lor de pe aplicația asta, vi se pare că e amatorism sau sunt profesioniști? Da sau nu? Hai, o să vă dau sondaj pe... Da, e roșu, albastru este nu. Mi se pare amatorism? Hai, spuneți, da sau nu? Mi se pare amatorism în comunicarea cu fanii la Dinamo? Și că da, sunt pregătit pentru mâine, acum sunt cu miliția mică, o adorm sau mă adorm ea pe mine? Cred că ea pe tine. VTR vor striga echipa că priorul nou ce face, așa? Hai mă, spuneți, comunicarea cu fanii vi se pare făcută la nivel de amatorism la Dinamo sau nu? 1 sau 2? Da sau nu? Hai că mă interesează.
Să vedem cum vedeți voi lucrurile și vă implic total în discuțiile astea, pentru că au început unii că bă, dar tu ești formator de opinie, tu îi îndemn pe fani să nu știu ce, tu nu știu ce faci. Aute, nu, toată lumea. Și e amatorist, da? Bun. 7-1 pe TikTok. Cu slobozia dăm cel puțin 4, zice Mihai. Să te audă Dumnezeu, Mihai, Doamne ajută. Deci până la urmă iese amatorist, da? La aplicația asta și la comunicarea cu fanii și de pe Facebook. Nu știu, mie mi se pare prostește ce se întâmplă. Astăzi a fost o postare. Ia să vedem. A fost o postare pe Dinamo București. Ia să vedem și să ne uităm aici, da? Să facem repede un periplu. Și ia să vedem postarea. Doar energie pozitive și mâncare bună la VIP Experience. Ce ziceți de postarea asta? Faceți un coment pe marginea postării astea. Deci e o postare în care arată pe băieții ăștia la VIP Experience acolo, unde e 400 de lei biletul și spuneți că doar energie pozitive și mâncare bună la VIP Experience. Asta e postare pe pagina oficială a lui Dinamo București, pe Facebook o găsiți. Hai, vă rog, e interesantă, ce Mihai. Hai, ce feedback îi dați la postarea asta? Cătălina Avram, da, știu de el, e gloabă de la Banciu. Ziceți, mă, băieți, poftă bună băieților, ce Marian Cocoș. Cum vi se pare, mă? Hai, mă, ziceți, fiți interactivi. Mihai a spus interesantă. E ok, sunt de acord. Marian Cocoș a zis poftă bună băieților. Eu am zis că o aleg pe Valentina Arbitra. Bă, nu-mi plac cu prostii că te au de miliția, nu mai te juca. Ovidiule, vreau să fie alături de noi, nu vreau ca să te văd pe la mănăstire pe acolo. Că meniu pentru VIP, de toată jena, zice Cătălina Avram. Hai, mă, vă rog frumos, spuneți reacția voastră, mă interesează feedback-ul. Și că arată ok, dar mai trebuie șlefuită. Mai sunt bilete numai la VIP, că restul este sold out. E, și asta e o chestie. Hai, ziceți. De toată jena, nu? Nu știu, mie mi se pare postarea desuietă. Și adică tu, adică ce vrei să zici? Faci reclamă la VIP Experience, nu? Mâncare bună. Eu acum vă spun feedback-ul meu. Mâncare bună, păi tu te duci la stadion să mănânci, bre? Te duci să crapi în tine, ca la All Inclusive, vrei? Zi-mă, ziceți-mă voi cum. Eu văd lucrurile greșit? Deci eu când mă duc la stadion, mă duc să mănânc, eu mă duc să văd meciul. Ați văzut ce echipă au făcut pentru Dinamo VIP Experience? N-am văzut. O să fiu ca Alexandru Tudor dacă mă scoate miliția din casă, o să mă retrag la mănăstire. A adus-o pe purisanca aia de Nico acolo. A venit cu Nicoleta la VIP Experience? Băi, mi se pare desuet. Mi se pare desuetă postarea cu VIP Experience-ul. Nu știu, mi se pare absurd. Mă duc să mănânc acolo. Eu mă duc să crap în mine. Mă duc dacă dau 4 milioane să stau lejer. Nu știu ce, un suc, bineînțeles. Și un popcorn dacă vreau, dar ca, eu știu, nu îmi stă în gât popcornul acolo. Ce dacă mă duc la film, mă duc să susțin pe Dinamo acolo, urlu, țip. La mulți ani, Iulica Mihăiescu, zice Ștefis, mulțumim pentru că ne-ai reamintit. Am pus postare pe Dinamo, vici de elită. Cred că avem prea mulți jucători buni și au zis că nu ne mai doare de transferuri. Ne doare în șfanț de transferuri. Când are copii conferința... Cui pasă? Cui pasă, Robert? Păi la oricum nu spune nimic. Ce ne? Păi te duci să faci poze cu rotund și să mănânci? Cine se uită la meci? Da, mă duc să zic că mâncare bună. Eu am rămas așa când am văzut cu mâncare bună. Nu știu, mi se pare mâncare bună. E mâncare bună. Eu mă duc acolo să mănânc, eu mă duc să țin pe Dinamo, să văd meciul. Îmi trebuie să am un loc, să stau cu copiii ca lumea acolo dacă mă duc, plătesc un bilet și asta... E o experiență așa mai mișto și o atmosferă, da, mai văd o vedetă, mai stau de vorbă în lumea bună și nu știu ce, dar să mănânc, nu știu, e absurd. Energie, nevoie de energie. Robert, ești în țară la meciul cu oițele, merge la meci? Nu știu dacă o să fiu. Nu știu, s-ar putea să fiu, da.
Să-mi lași și privat numărul de WhatsApp, numărul de telefon. Mulțumim, Ștefiist! Ce a gătit-o Nicoleta mâncarea? Între craci. Mulțumim, Ștefiist! Mulțumim mult pentru sprijin! Energie, e nevoie de energie. E nevoie de energie, da, crăpi-n tine până faci la energie. Să facă scaune cu mese retractabile pe arc. Mergem să mâncăm. Le dă o masă gratis, o masă caldă. Le dă o masă caldă la peluză. Reclama iurită, eu nu aș putea să mănânc la meci decât la 4-0 în sus. Dar și atunci ce dracu mănânc? Beau, Cătăline. Cătăline, acolo beau. Nu, unde să mănânc? Ce să mănânc? Beau o sticlă de vin rece, da, un șpriț. Mi se pare corect, dar ce dracu mănânc? Mâncare bună. Blaș, Florin, seara bună tuturor. Gata, te retras, Florin? Băi, încă o dată remar 40 pe live, 24 de like-uri. Dați-mă like, aveți like-uri acum. V-am făcut ăsta orizontal, v-am făcut toate condițiile. Hai, mâncare bună, energie. Da, Ștefi, vin în țară, da. Vin luna viitoare, în octombrie. O să vă anunț. Deocamdată mai e. Râdem glumind, dar luăm și noi atacantul ăla. Care atacant, Luciane? Zine și nouă. Dacă la masă și un pahar de cocârț original, la o masă și un pahar de cocârț original de la Neacopii, cum aș băga? E târziu pentru mine. Florine, te-am pupat. Să fii sănătos. Doamne ajută. Mulțumim pentru faptul că ai fost alături de noi până acum. Băieți, comentarii cu sonorul, cu nu știu ce, cu video, cu alea, că am auzit niște de-astea. Voi sunteți foarte pretențioși, YouTube-ul. Hai, vreau să mai văd un feedback acum. E ok, nu? Eu m-am uitat și pe tabletă și pe telefon. Mi se pare ok. Decent. E de pe laptop, nu știu, e posibil să fie, să mai umblu eu la reglaje, la microfon, dar... Din câte am înțeles, e bine și m-am uitat și eu. Și aud ok. Te dai un pic mai tare. Ce atacant ar putea să aducă Dinamo acum? Ar putea să aducă ceva? Ați văzut ce au făcut ăștia, Rapidul, ce au făcut toate echipele, au transferat în dragi. Și noi n-am putut să facem nimic. Tăcerea aia, vi se pare suspectă de la echipă? Ce părere aveți? Păi se tot lăuda Nicol în presă. Că vin doi, că mai vin doi, că... Lucrăm, suntem aproape să finalizăm, vom finaliza, luăm la finalizăm, dar suntem aproape să finalizăm. Luăm un atacant fundaș și cel mai bun coment merge la Lucian B. O să luăm un atacant fundaș. S-a terminat perioada de transfer. Poți să transferi liber de contract. A rămas blocat la mine. Pentru câteva secunde. S-a blocat acum? Poate luăm pe Omrani. Păi e luat, ce să mai lii? Cum e mai blocat acum? Ce se întâmplă? Se vede? Ia mă. Mă faceți... Poate, nu cred, pe aici merge pe TikTok, da, Mihai, așa este. S-a blocat? Eu nu înțeleg, ce s-a blocat?
Am găsit un atacant liber de contract cotat la 700.000, poate îl iau pe ăla. Păi l-ai găsit tu și pe cum îl cheam? Zi-mi și nouă, să vedem cum îl cheam. Las că pe YouTube le-am dat o pauză. Mulțumim, Balta Dragoiești, fost ABGS. Fac o setare acum, că mi s-a întrerupt conexiunea pe YouTube, din nou sunt probleme. Nu vă speriați, imediat revenim. Haideți, spune numele la atacantul ăla, mă. Salutare, salutare. Care-i treaba la Baltă? Se prinde? Mamă, cum sar banii, cam cum sar crapii la Balta Dragoiești, fost la BGS. Musa Cone.
Salutare, salutare, Florin Mihail Ceabă, Forța Dinamo. Dacă ar devansa Dinamo clasamentul cum îl devansez eu live-ul tău, ar fi cea mai mare bucurie a noastră. Nu cred că mai luăm nimic și nu vom avea probleme cu accidentările. Și vom avea probleme cu accidentările. Ferească Dumnezeu. Și acum plec la Tulcea și eu 3 zile la pește. Forța! Du-te la baltă, la Dragoiești acolo, că e aproape de tine, Laure. Bă, dar sunteți criminali. Ce pizda, mă, Simă. Căca mașinier de live. Mai multe? Mai aproape? Am înțeles. Păi, criminal, bă. Băi, încerc să fac un live și pe YouTube, dar nu știu ce se întâmplă, nu... Fac niște experimente. Încerc să împotrivesc aici niște camere. Puțintică răbdare. Doamne ferește. Facem. Nu, vin în octombrie, da, nu-i problemă. Am revenit. Mulțumim, Ștefis, pentru sprijin. Mulțumim, Balta Dragoiești, fost abigez. Laure, lasă alte bărți, du-te la Dragoiești, acolo, că acolo e... Au crap de rup. Cum se aude, cum se vede, cum se împușcă. Mulțumim, Ștefis, mulțumim. Facem un șpiț pe baltă? Cum să nu? Hai!
În octombrie vin. Acum o să fie părăcoare. Da, e câine de-al nostru, băiatul. Cu balta. Și că atunci mă arăt și eu la față, zice, pe live. Bă, trebuie să o facem profesională. O să fie tare. Dar să vedem acum lansete, nenorocit, de unde mai îmi fac și eu rost de niște lansete. Mi le-am luat aici, că am zis că rup avioanele până Anglia, pe aici. Am fost la pește pe aici de plouă în continuu. Vâșgălăuri, fulgere, nenorociri. Și care fratele vostru pastramă și vin? Și că eu și cânt, dar sunt liber în octombrie pe 12. Mai au vreo zi liberă? Și că e perfect, gata cu istorie. M-am încercat și eu videole să vedem ce variantă găsesc pentru mâine. Mulțumim, Ștefist! Nu știu ce se întâmplă. Cu YouTube-ul sunt șocat de ce se întâmplă pe la YouTube. Chinjale cu somnul, dar dorm mâine pe baltă. Așa? Păi și când mai trage, când mai prinzi? Semnează Golovka. Cine-i bre ăsta? Cine-i bre Golovka? Cu cine semnează? Cu noi? Golovka. Mulțumim pentru sprijin. Să curgă banii, să curgă peștele. Să curgă cașcavalul. Când ați populat? Am văzut ceva în clip cu repopulare. Iar băgați pește acolo, a greu. Băi, nu vă jucați ce ceva acolo la baltă, că e nenorocire. Golovka ăla de la Botoșani, sau unde era? Golovka? Unde se vine bă, la Dinamo? Ăla care dus în palmul Leo Grozavu. Salutare, Răzvan Panitescu, forța. Salutare, da, Călice, da. Golovka la Dinamo? Băi, dar chiar așa de rău am ajuns? Bă, fraților, voi vorbiți serios sau e glumă? Nu cred. Deci nu cred. Lăsați-mă să nu cred așa ceva. Ăla de la Bătulie, o grozavă de a fost la oi. Păi unde a dat? Cine a dat așa ceva, bazaconia asta? Am fost la fotbal, ce Răzvan. Unde ai fost, bre? Că unde este mai exact balta? Păi dă-i căutare, balta Dragoești. Fosta BGS. Dă-i pe ăsta, pe map. Pe Google Map și o găsești imediat. Pe un sfert de teren? Cine-i Golovka ăla? A jucat la oi? Ai de cap. Dar de unde ați venit cu asta, cu Golovka? Ferească Dumnezeu. Băi, hai, lăsați prostiile. Golovka. Aoleu, ferească Dumnezeu. Hai că mi-ați dat cu ceva în cap. Și că caută și ai să vezi. Doamne Dumnezeule. Bă, băieți, terminați cu circul. Ia, intrăm pe Gazeta Stânei. Că nu mai știa poate să vă dea bazaconia asta sau dacă nu, prosport. Salut, hai România și Mitriță. Doamne ajută. Băi, Mitriță, salariu mare, bă, ați văzut cât are, ci că 60.000, au zis ăștia pe-n ziar. Unde-i mă cu Golovka? De ce țin direct să nu mai urbe că-i pe-n ziar, astea că mă ia cu rău. Ci că vine la noi Golovka, auzi, trească Dumnezeu. Și că ai căutat atâta? Nu, n-am căutat. Stai puțin, că acum am uit după Golovka. Să vedem pe Golovka. Mi-a dat ăștia...
ceața acum, m-au nerocit. Bă, dacă vine Golovka, aia suntem. Ferească Dumnezeu. Păi Mitriță în MLS avea câteva milioane în MLS, da. Păi câteva milioane avea? Bă, da, 60.000 pe lună e totuși un salariu gros, gros de tot. Și eu am văzut că e un zvon despre venirea lui Golovka pe Facebook. Mitriță, nu mai ascultați Facebook-ul ăsta, că a mai venit un băiat și a zis că nu știe cine joacă. Că l-a văzut la antrenament. Golovka. Ce și Lazar nu reînvie la noi? Lazar? Ci că e nevoie de benzi, joacă ambele părți. Iar e nevoie, bre, de benzi. Hai de capul nostru cu benzile. Și ăla e jucătorul. Golovka ăla. Păi ăla a ajuns pe Liga 3 ultima dată când... Băi, eu nu găsesc nimic, apun toată presa o vină, nu găsesc așa bălărie. De unde ați găsit nebunia asta? Mulțumim, Balta Dragoiești. Unde ați găsit, mă, circul ăsta? Știrea asta, de unde ați luat-o? Hai să intru la sigur. Mitriță are mai mult de 65.000, zic eu, din sus de sigure. Bă, și au zis ăștia în presă, 60.000 au zis, pe lună. Și că tu tot nu apari cu, tot nu apari cu pălărie. Cum, brei? Nu se vede pălăria? Bă, dă-mă, n-am de treabă. Știi, te păcălesc ăștia ca să tu dai pălăria și nu ți-o dă. Nerociții, n-ai. Îl avem pe Bordușanu, dacă aveam doi, eram asigurați pe benzi. Pe Bordușanu e accidentat, măi, omule. Dacă aveam doi de Bordușanu... Aoleu, aia ne mai trebuia. Doi de Bordușanu și eram salvați, nu? Ce zice transferul veri în super... Care zici că e transferul? Păi Golovka asta. Dacă vine Golovka la Dinamo, ăsta e transferul. Transferul veri. A, mă, că nu e adevărat. Eu nu găsesc nicăieri pe niciun ziar de ăsta de oi. Va da cineva foc la mișto. Nu cred asta cu Golovka. Asta chiar că nu mai cred. Yeah. Am intrat pe Prost Sport. Era un B salvați cu doi de Bordușanu. Salutare, salutare, song of the day. Ia, yeah. Bordușanu, Jolly Joker, joacă unde îl pui. Numai să nu-l pui unde joacă el, că atunci el nu mai știe. Dar așa e, pe orice poți joacă. Așa eu sunt de acord. Hai că ai fost tare. Și că am auzit că vine o bandă care a trecut pe la Botoșani. Ai ei, mamă, noi. Băi, unde ați auzit-o, mă, cu Golovka, bă? Lasă-o, dracu, de treabă. Hai că eu nu găsesc nimic, nu mai am plas prostii. Apărea, dracu, în vreun ziar. O vin. Nu, n-am găsit așa ceva. Hai, vă rog frumos că deja e circărie. Dacă îmi dați cu chestia astea cu Golovka, cu... Și la Craiova mea s-a făcut transferul bombă. Păi da, s-a făcut. Ăla bagă mâna în buzunar, rotar. Și Ovidiu Moldovan, păi să ne zică băiatul care a scris unde a văzut el treaba cu Golovka. E, a aruncat-o pe tardă o bombă pe aici. Cătălin Golovka a fost la oi. Așa este Balta Dragoiești, fost la BGS. Da. Și că altă bandă de hoți. Vine altă bandă de hoți. Băi, voi sunteți nebuni. Hai că asta cu Golovka, băi. Lăsați-o, hai, lăsați-o așa, hai. Vă rog eu mult de tot. N-are cum Golovka, asta a terminat-o cu fotbal, era pe Liga 3-a. Nu, asta e vrăjeală. Bărgăoanu Valentin, ce salutare, FCDN ADN. Salutare. Eu n-am găsit nimic, ca niciun Golovka. Nu e, asta e vrăjeală, comunistă. Asta ne mai trebuia, Golovka și eram un pom. Ferească Dumnezeu. Bă, sincer, pe mine nu mă miră nimic la asta. Eu vă spun sincer, nu mă miră nimic. Deci mie, dacă îmi vine Golovka, pe mine nu mă miră deloc. Și Radio Negoiță să spună că e transfer incredibil, e minunat. Ăștia și-au luat toate echipele, s-au blindat. Uite, chiar spuneam zilele trecute de Irobisola. Bă, de Irobisola vă place? Era cât de cât. O, cum să zic? Era un vârf de atac, de meserie.
Tu n-ai niciunul, ești vai de capul tău, vai de mama ta. Dacă face la o dată, au, sermanii, gata, s-a așternut liniște, nu mai bate nici pe nimeni, nu mai bate. Că ăsta joacă la Slatina acum. O fi fratele geamăna lui Golovka. Bă, la Slatina n-are loc de țâră. Nu, sau poate că vine pe benzi și aruncă lui țâră niște pase. Poate să fie și de asta, știi? Nu vă jucați, că e caz de pușcărie. Ce? Te-a pus să faci uneori și OMTV. Ce e la OMTV? Până și pe băiatul lui Neacopiș l-am ratat. Băi, am discutat-o cu băiatul lui Neacopiș. Mi se pare de suet cu băiatul lui Neacopiș. Nu că el că a vrut să fie gentleman, că nu vrea ca să deranjeze, că să nu zică ăștia că l-a dus pe fisul la Dinamo. Adică cum să? Și-l duci la altă echipă, ce vrei să arăți? Că Dinamo e vai de capul ei, adică Academia lui Dinamo e praf. Îți duci și tu copilul în altă parte. Dacă tu, antrenorul lui Dinamo, faci așa, se discută cu Golovka și Bănel, așa am auzit. Da. Deci asta cu băiatul lui Copici, da, e frustrant. 5 meciuri și un gol. Cine? Țâră? Și cu un fel de Abdala Hirobiso. Băi, nu e, vârf de atac. Nu e Abdala. Dă și cu capul Hirobiso, nu e. A, Golovka are 5 goluri? Oi, piesă. Hai să-l luăm. Dar unde mai joacă, mă? Și că i-am zis un atacant. Da, mai zis Musa, nu știu cum. Musa și mai cum. Hai, mă, uite, bag acum, transfer mai tu. Ia. Mai zi o dată numele. Musa și mai cum. Hai, zi-l frumos. Mimi, bagă-l încă o dată, să-l bag pe Răboj aici. Eu zic că Golovka nu ar avea ce să facă la Dinamo, uite de ce vârstă are. Păi, dar ce eu știu? Musa Kone. Bun, hai să-l băgăm. Musa Kone. E liber ăsta de contract? Hai să vedem ce e cu el. Joacă la nu la botezul Parastasuri, Golovka. Are 5 meciuri și un gol la Slatina acum, vârsta 34 de ani. Păi ce contează? E minunat. Gata, la noi. Păi sunt mai mulți, Musa Kone. Ce poți joacă? Atacant? Musa Kone e, uite, unul singur. 700.000. Ia să vedem pe Musa Kone. 27 de anișori. Fără club, tot un negrișor de ăsta din Senegal. Atacant central. Joacă unde îl pui și pe bandă și pe stânga și pe dreapta și pe mama iedului. Are cotă 700.000, a fost undeva pe la 4 milioane, echipe. A jucat ultima dată la LASK Linz, Dunajská Streda, Dinamo Dresden, Zurich și cam atâta. Ia să vedem câte goluri a dat. În Bundesliga 2 a jucat 59 de meciuri, 22 de goluri, 9 asisturi. În Liga a doua franceză, 15 meciuri, 2 goluri. Nu, 52 de meciuri, 15 goluri, 2 asisturi. În Liga 1 a jucat 38 de meciuri, 11 goluri. Europa League, 9 meciuri, 1 gol. În Bundesliga, 8 meciuri. O pasă de gol. Wow. Și care 27 oficial. E mai bătând ca Tasu. Da, e un zvon sau e doar liber? E liber, nu e niciun zvon. E liber. Mimi îl propune. Pe Musa Dembele, nu? Numai Musa Kone, așa îl cheamă pe ăsta. Băi, Musa Kone, nu mai umblați cu prostii. Hai, gata, că deja am dat-o la îmbadă. Nu e liber, e la faianță. Ce face? Pune faianță la băieți? La blocuri? Ai, ai, ai. Nu-ți botezuri parastasuri? E crimă. Băi, are 241 de meciuri la 27 de ani, 83 de goluri, 22 de pase de gol.
Ok. Bă, un atacant central, nu știu, acum ce să mai... Eu eram mulțumit și cu țâră, dacă venea înapoi. Mai mergem, mă, chat-ul ăsta pe YouTube? Că văd că nu mai e nimeni nimic, că toată lumea doarme. Ia, s-a blocat ea? Bă, pe bune, mă. Nu, merge. Îmi las cu prostii. Cum se aude, cum se vede, ia. Cum se împușcă. Cum se aude, cum se vede, cum se împușcă. Merge? Să-mi spuneți dacă se blochează. Nu mai, n-am ce să mai comentez, nu mai pot să fac nimic. Cârie, mârie, se cacă. Roger Mila este și el liber, sigur. Mai trăiește? Aoleu, Rapid a rezolvat și ultima mutare. Bravo, mă! Rezolvați tot, mă! Băi, deci am făcut echipa, nu? Am făcut-o sau n-am făcut-o? Am făcut-o trupa. Da, merge ok, Ovidiu. Mulțumesc, Ovidiu. Ciudanciu are echipă dacă nu se dea o pereche de ghete. Să-i dea o pereche de cui? Lui ăla Musa... Lui Musa Dembele sau cui? Lui Golovka? Cui se dea ghete? Bă, a, se dea lui Danciu o pereche de ghete? Păi se dea un tricou, ce ghete? Că ghete are și el. Nu sunt în țara. În octombrie, să vedem ce prin pe acasă, când ne întoarcem. Da. Păi se intre, uite, zicea cineva mai devreme, că se intre Danciu o repriză, Brat o repriză. Asta e soluția. Ca să avem și noi atacanți. Lui Dăncilescu că e mai bun ca Selmani la anii lui. Păi e mai bun, 100% că e mai bun. Avem și un Jesuis Bratu. Cine e Jesus? Jesus. Băi, Bratone, dacă era, duce o repriză. 100% că duce. Păi Gesualdo Dănciulescu e Jesus Bratu. Gesualdo? Păi nu, acum ce să zicem? Băiatul ăla ce că e mijlocaș de bană, dar e vreo legătură de rudenie între el? E vărul lui? Cine e? Copilul? Cine e? Sau Maradona Niculescu? Mai bine pe Claudiu. Să-i luăm pe toți trei, facem un cuplu de atac acolo. Ce mă, Robert? Ce te nemulțumește? Ăsta, Gesualdo? L-ai văzut pe Gesualdo? Ce că e ăsta mijlocaș de bandă, extremă. Joacă, rupe. Glumă, glumă, dar nu cred că vom mai vedea jucători până la iarnă. Nu știu ce pot să facă ăștia și nu înțeleg de ce tac din gură. Mai bine să dea pe Ganea, că îi bate pe toți. Băi, nu știu, eu v-am spus care e treaba. Deci acum, referitor la meciul ăsta... Nu știu cu cine te cerți, Roberte. Dacă cade Ganea peste un fundaș, mi-e milă de fundaș. Îl bate ca pe vecin. Florin Gheorghe zice, după atâta timp nu aduc un atacant, e incredibil. Ce se întâmplă la Dinamo? Numai minciuni și iar minciuni. Păi, eu v-am spus. Uite, mă uit și eu pe pagina lor. Ia să ne uităm aici. Pe pagina lui băieții ăștia, lui Alecu. Ia să vedem. Deci pagina noastră ar trebui să fie a lui Dinamo, da? Te ajute pagina noastră, numai a noastră.
Înțelegeți voi cum e treaba? Pagina noastră este... este practic administrată de niște băieți de ăștia. Întreprinzători. Balta Dragoiești fost ABGS. Unchiul Bratu a fost antrenorul... Unchiului Bratu a fost antrenorul meu la Juve București. La 55-60 de ani rupea poarta la antrenamente. Deci Bratone a avut de unde să învețe meserie, vezi tu? Cine mănâncă mai multe tăpi de șnițele, Ganea sau Marian Jaba, de Hat Iancu? Bă, a slăbit ăla, mă, pe Iancu. Nu l-ai văzut pe Iancu ce a slăbit? Se minte incredibil. Și pe mine mă deranjează chestia asta. N-am ce să fac, nu știu ce să zic aici. După aia spun ăștia că suntem hateri. Andre Gray, atacant liber de contract. Păi sunt o căruță, dar n-au ăștia nicio dorință să aducă pe cineva. Ei ne anunță că doar energii pozitive și mâncare bună la VIP Experience. Aia e. La, să crăpați-mi voi acolo. Hai, duceți-vă să... mergem să crăpăm. Că acolo e bufet suedez. Păi oricum suntem hateri. Da, așa e. Faliment City, jucătorii se vând pe oi și berbecuți. Hai, vreau, terminați. Băi. Deci... prosteala asta cu jucătorii, venim acum, o să facem, suntem aproape să finalizăm. A finalizat, păcheria lui Zaibor, unde era că a finalizat? Balta Dragoiești a fost abigez de ce an ai jucat la Juventus? Ce, Balta Dragoiești? La 14 ani în Liga a doua, l-aveam pe Vali Năstase adversar. Nu mai știi sezonul trecut când am bătut Tuta sau Hermannstad și noi îl criticam pe Copicu. Păi și? Așa în... da, păi dacă a jucat prost, ce era să facem? Pe bună dreptate. Păi da, și știi că ăștia au pică pe noi, că noi suntem hateri. Și că ai zis, Robert, mereu, când îi văd pe unii ce te contestă, mă ia mintea rău. Dar sunt foarte mulți, eu deja încep să... o să fac live-uri de astea și o să spun acolo, vă răspund cu răspunde zaibă. Chiar am făcut în începutul live-ului un circ de asta așa. N-ai ce să comentezi, e... nu știu, mi se pare absurd. Da. Da, nu mai suntem urmăriți. Nu știu, s-a blocat, ne-a blocat, ne-a nu știu ce. Da, Răzvane. Nu știu, deodată ne-au lucrat așa. Nu știu cum au reușit, ce au făcut, ne-au dezintegrat. Nu mai suntem urmăriți deloc. Așa este. Dar facem cu 20 de inși. Nu contează. Eram live-ul trecut, eram 11 pe... i-am blocat pe toți? Zăvălanu ne mai spunea cât de cât adevărul. Păi dar Zăvălanu nu mai este, dacă ați văzut, nu mai apare în... nu mai apare deloc. Ai făcut o filtrare serioasă. Da, am nerocit pe toți. Adelin întreabă ce transferul se anunță. Nu știe, vrea să finalizeze Niculescu acum și nu știe unde. Are două variante. La Radio Jegoiță 1 pe chelia lui Teflon sau dacă nu, pe chelia lui Ciuculean. Asta e. Să fie bine, să nu fie rău. Păi ce dracu să mai zicem? Zi-mă ce să mai spui. Marian Iancu era bun la VIP. Le termina la ăia, Marian Iancu, le termina toată mâncarea, dar în perioada lui de glorie, când era el. Băi, dar de Zăvălanu, ce mai spuneți, mă, băieți, că nu se mai aude nimic de Zăvălanu? Unde-i Zăbală? Ce se întâmplă cu el? Nu mai e. Ioc Răzvan Zăvălanu, care ne spunea că-s bani, că curge laptele și mirea, Dinamo poate să transfere și pe 1 milion. Are bani de transferuri, face, drege. Așteptăm acum să se termine, deci avem meciul vineri, da? După aia ne așteptăm să vedem cum se termine licitația asta, că e pe 11, da? Păi când se termină? Păi 16, parcă am înțeles. Vineri, probabil. Nu, luni. Da? Deci luni se termină, gata, licitația. De renovație nu se mai aude nimic. Păi ne-am promutat cu 10 milioane, la revedere, trebuie să dăm bani înapoi. Am rămas cu 10 milioane datorii. N-am avut jucător, n-am făcut nimic, n-am, știi cum e vorba aia? N-a băut, n-a mâncat și n-a luat prosop. Și a dăruit masa cu 10 milioane de euro. Păi na, suntem datori. Zăvălanu a fost relevant cât era caldă insolvența. Da. Și acum ce? E rece insolvența?
Ovidiu Moldovan, alții spuneau că mănâncă 15-20 de jnițele la o masă. A, de ăla, de japa de hat? Da. Dar acum nu mai. Păi nu mai, ăsta e 10 milioane, nu știu dacă e cu dobândă, fără dobândă, de asta e dobânda e mare. E o dobândă legală care se aplică și se mărește datoria aia. La 10 milioane, nu știu cât e dobânda legală. Nu mai știu cât mai e acum. Ați văzut, Lucie ne amenință că o să vină și până țară, gata. Sunteți salvați. După ce au dat ăștia în vară cu stagioanele până București pe acolo și i-a enervat pe ăștia, o să vină până țară. Dar întrebarea mea este următoarea. În țară sunt stadioane bune? Sunt terenuri de joc al mea decente? Pentru că, nu știu, am rămas puțin șocat să văd. Toate stadioanele sunt stricate. Gabriel Popa, ce rapid e mai bun. Da, tot Dinamo e piesă. Sunteți buni la transferuri, dar noi vă batem. Dacă nu venea și Mudică, era plângi rău. Se duce la farul să facă sold out. Vedem. Ci că da, Cătălin, un platou băga Neaiancu. Mamă! U Craiova și la Cluj par bune stadioanele. La Craiova și la U Cluj. Da, am văzut stadioane bune, într-adevăr, acolo da. Mulțumim, Balta Dragoiești. Mulțumim pentru pălării. Bă, asta cu împrumutatul e nasol de tot. Deci nu vreau să mă gândesc. E problemă mare. Când s-o apuca ăștia de... Când s-o apuca ăștia să fac un bilanț, să vedem realitatea ce am pățit și care-i treaba, nu o să ieșim bine deloc. Craiova și Cluj, da, chiar par foarte bune, da, ce să zic. Nu știu ce au făcut ăștia, chiar nu înțeleg. Cum au putut ei să se prezinte la un meci internațional știind că vine național acolo să ai gazonul ăla, așa. Oribil. Mulțumim, Ștefis, mulțumim, Balta Dragoiești. Ștefis spune că și eu am jucat la Juventus, dar la 78. Na, v-ați întâlnit, fotbaliști. Bă, dacă și pescuiești, ești bazat, Ștefis. Dacă și pescuiești, te duci la Balta, la Dragoiești. Ne întâlnim acolo în octombrie, acum. Băi, rapidistule, du-te mă și vezi care-i treaba, ce mai transferă și Mudică, lasă-ne pe noi. Noi suntem, na, ne chinim și noi să vedem un transfer, să vedem și noi ceva. N-avem șanse. Și că pe Vali Năstase, când îl aveai în spate, simțeai când și când respiră. Vali Năstase. Și că mai vin transferul la Dinamo, toată lumea ne întreabă de transferuri, nu mai vine nimic. Așteptăm și noi să vedem un liber de contract. Cred că o să aducă, bănuiesc că o să aducă 1-2, că n-are ce să facă. Trebuie să acopere găurile alea acolo în lot, da? Bă, cine să aduci, că n-ai? O să ne vină cu vreo petardă, da? Îți dai seama că dacă aduci acum, aduci un liber de contract, trebuie să tragi de el, să-l pregătești, stai că peste 2 luni. Important e că Olsen ăsta poate să joace, asta e. Stai că zice, Dinamo a devenit Dinamo. Nu știu ce ai vrut să zici aici, dar în fine. Au adus zidarii negri. Da, păi a trei pe... Auzi, negrișorii aia știi ce trebuia să-i aducă ție la Balta acolo ca să... să te ajute acolo la treabă, știi? Să mai fac o chestie, o populare, mai dă cu lopata, mai dă de mâncare la crapi. Măcar de-ar împrumuta vreun tânăr de la o echipă mai mare. Ce să mai, că oricum n-au bani. Adică trebuie să dai la pedale până se aprinde Dinamo. Ai bre, taică, că ești, nu știu, ești hater de ăsta. Forța Dinamo zice de la Constanța. Cine e Constanțean? Emil? Salutare, Emil, și eu sunt Constanțean. Și am văzut că U Cluj a găsit un jucător liber de contract pe care AC Milan în 2018 plătea 21 de milioane. Nu l-a semnat pe ăla, ci că nici nu interesează. E de asta, știre falsă. E și ăsta magnet? Taică ăsta? Nu sunt hater, sunt fecisebist, dar îmi place de tine că pui suflet. Bă, pune suflet, dar vezi tu că ne mai trebuie. Acum cu sufletul nu prea e. Generația de suflet e, nu prea e ok. Trebuie cașcaval,
Caș. Pui banul jos și gata. Emilie de la cumpăna. Forța! Și că avea 1 milion salariu, de unde ați ia bani? A, băiatul ăla, da, n-ai cum să-l aduci, mă. Dar bine, au zis ei că nu, că au dezmințit. Cătăline, lasă-l, mă, în pace, e FCS Biz, ce vrei? Mulțumim, 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 Balta Dragoești! Mulțumim pentru sprijin, Maxim! Băi, lăsați-l mă pe taică, e FCS Beast. Dar oricum, el omul ne urmărește, nu nicio problemă. Dacă nu ne înjură, e ok. Și că poate face o surpriză Niculescu, Niculescu, nu mai ce Niculescu, și aduce un super jucător. Pe cine să aducă, mă? N-are pe cine să aducă. Ce surpriză să mai facă? Că ne-a făcut o surpriză. Ne-a adus 3 negri miditei și cu aia am rămas. Eu acum să zic să rămână că l-avem pe Olsen, vă spun sincer. Vom vedea ce poate. Faptul că a jucat, gata, ne arată că e ok. Vom vedea dacă reușim să facem ceva astfel în etapa asta. Deci începe etapa Sepsi cu Botoșan, că păi nu ne-au adus 3 negrimitei, că i-a trimis la Glovo, la Câmpul Lung. Nu, îi trimite la Baltă, la Dragoești. Îi trimite acolo. Să-i sorteze Carașii și Crapi, acolo, la fosta BGS. Să-i pună acolo. Îi pune pe categorii, alea. Mai dă de o mâncărică, mai fuge după braconier pe acolo. Băi, vă atacă, mă, braconierii acolo? Știu că cu anii în urmă erau probleme mari cu bălțile până România. Veneau braconieri, nenorociri, se omorau. Am înțeles că ea negrimitit. Ei sunt de la prăvăria lui Cocoșatu, acolo se fac mici. Să ne aducă negroa de la fumați înapoi. Băi, să-i luăm pe ăștia pe toți înapoi. O ai de la Dinamo? Cine a zis, bre? Ăla ne mai trebuie. Niculescu a zis la emisiune că îi place de Oaide de la Rapid să vină la Dinamo. Ferească. Ce? Se roagă de Oaide. Poate îl țepuiește și pe ăla. Bă, dacă erau ei piesă, nu-l aduceau, mă, pe ăla, pe Pavicici. Dar vă dați seama că ăla n-a mai vrut să vină. Ferească Dumnezeu. Oaide. Oaide mai trebuie. Oaide și Golovka. Bă, ăștia doi sunt cei mai buni. Se aducă. Deci Paul Iași a anunțat noul antrenor. Ce ziceți de antrenorul lui Iași? Retrogradează sau suntem și noi în pericol? Oaide, vai de capul nostru. Oaide merge la UTA, ce Cătălin Avram. Am scăpat. Și că noi ai văzut că Herman Ștad de ia pe toți? Păi ne cam ia tot. Forța! Hai că acum s-a văzut, ai văzut? Nu te-am mai tras pe sfoară. Cine e antrenor la Iași? Cum cine e? Sunt doi. Nu e sunt doi? Ia. Emil sunt doi. Sună ok pentru ei? Îi ducem B fără probleme. Am scăpat. Băi, acum hai să ne uităm, hai să facem așa. Sepsi Botoșan, vineri de la ora 18:00. Dinamo, Unirea Slobozia, 21:00, vineri. Sâmbătă, 2 meciuri. Gloria Buzău, Oțelul Galați. Sâmbătă de la 21:30, Petrolul cu Farul. Duminică, 18:15, Poli Iași, Universitatea Craiova. Duminică, 21:00, CFR Cluj, FCSB. Luni, UTA, Hermannstadt, de la ora 18, de la ora 21:00, Rapid, Universitatea Cluj. Cam asta e etapa. Acum să ne uităm puțin la clasament, să vedem ce și cum. Deci avem așa. U Clujul pe primul loc cu 18 puncte, Craiova cu 15 puncte pe locul 2. Oțelul cu un meci mai puțin, văd aici, dar au cu CFR-ul și ia bătaie, 15 puncte. CFR Cluj 13, deci realitatea e că 16 puncte au CFR Cluj, nu? Petrolul 13, Dinamo 12, Hermannstadt 11, Unirea Slobozia 11, deci dacă ne bat alu Mihalcea, ne bagă la fund, la fundeni. Ia, și că e egal la Botoșani. A, ziceți deja astea? Înseamnă că ea și atacă play-off-ul. Emil sunt doi. Emil sunt doi, mă, gata, ți l-am spus. Emil sunt doi. Deci eu zic că e bună pentru noi, pentru Dinamo, vestea asta. Așa, cine mai e? Rapidul 9 puncte, VC-urile 8,
Faru 8, Sepsi 8, Uta 7, Iașu 7, Botoșan 6, puncte, Gloria Buzău 5. Bă, noi acum la 12 puncte ne-am îndepărtat de locurile astea, de locul... Pe mine mă interesa să scap de locul 13, să nu mă duc departe de ei. Deci avem acum 5 puncte de ăștia. Hai să luăm și punctele astea și eu zic că suntem liniștiți. Cu retrogradarea gata, putem să răsuflăm bine. Eu cred că Negrișorii i-a adus gonaș de mistez pentru Țiriac, îi duce la bal, chiar în locul animatorilor vine Nico și Burcă. Mulțumim, mulțumim, Balta Dragoiești. Păi, știi care e treaba? Vă spun eu acum sincer. Deci etapa asta e foarte importantă. Dacă nu-i bați pe Slobozia, e nasol. E urât de tot. Deci trebuie să-i bați pe Slobozia, neapărat. N-ai cum să-i scapă ăștia acum. Trebuie să le dai în gușă. Trebuie să le dai în gușă și spun acum sincer ce văd eu și știți că nu vă mint. Dacă joci cum ai jucat cu Uclujul, n-ai cum să nu-i bați pe Slobozia. Și acasă, cu publicul în spate, cu stadionul plin, cu alea, nu cred că scapă ăștia. Acum ai cum văd eu primul 11. În două variante, vă zic. Varianta 1, Golubovici. Eu l-aș băga în locul lui Costin pe ăla, pe Sivis. Eu așa aș juca. Deci aș juca Golubovici, Sivis. Și aici la centru, la fundaș central, dacă nu poate să joace Boateng și Homao, ai varianta Pașcalău cu Patriche. Nu ar fi ceva de speriat, având în vedere că ai acolo un mijloc bun și care îți mai preia din presiunea care se pune pe fundaș și central. Deci nu, aici nu văd o problemă. După aia Oprus pe stânga. Deci cam asta e apărarea. Ar fi Patriche cu Pașcalău. În cazul în care negrii ăștia doi, măcar unul din el sunt valabil, cad la elite under 20 cu Anglia 2. Asta ar fi. Boatenga oricum a fost o parodie la Togo. Da, așa e. A comis-o cu Togo. La Togo cu Liberia, nu? 1-1. Golul din vina lui Sala. Dinamo Unirea Slobozia ne dă scorul Aliuță 3-1. De acord? Unde să semnez, Aliuță? Dăm să semnez. Sunt de acord. Păcat că nu l-ați luat pe Haruț. Ce să facem bre cu ăsta? Era bun Haruț, să știi totuși. Decât nimic. Au luat gol din out? Și că trebuie să semnezi în van. Da. Au luat gol din out. Mm-hmm, am înțeles. Panarame, ce să mai zic? Nu știu ce să zic acum cu ăsta. Vedem cu Homao, cu Boateng ăsta, să vedem cum continuă. Că dacă o ține pe linia asta, cum a jucat cu Voluntari și cu Cluj, eu sunt super mulțumit de el. Acum îl monitorizez. Înseamnă că m-am înșelat eu. Eu am spus că nu-i fundaș. Salutare, M45, forța, forța. Mulțumim pentru sprijin, mulțumim că ne-ai urmărit. Sunteți o gașcă de băieți faini care ne urmăriți. Și eu știu, vă mulțumesc pentru chestia asta. Mulțumesc tuturor care ne sprijină. Uite, Balta Drăgoiești. Fosta BGS, o baltă care puteți să vă duceți la pescuit acolo, am văzut, pe pagina de Facebook o găsiți. Au capturi acolo, tot ce vrei, nu poți să zici că umblă cu prostii, cu nădit, cu vrăjeli. Cu... Mai sunt atâția alții, băi, Ștefist, o grămadă de băieți care ne urmăresc și ne sprijină la orice live. Nu am văzut de un gol din aud de când mă uit la fotbal. La Liberia e Marinica, antrenor omul nostru. Un gol din out cu Boateng sărind pe sub la o minge la înălțimea lui. Nu știu cum a reușit la 1.90 de pe să sară pe sub ea. La Togo e antrenor Nibombe și ăsta e omul nostru, a jucat în Liga 1. Păi așa-l cheamă Nibombe, Marinică? Omul e chiar bun pentru campionatul nostru, bro. Da, zic că da. E foarte bun. Eu, sincer, acum... Am văzut mult mai mulți fundași buni. Eu, uite, nu-l pot să-l compar pe ăsta cu Nede sau să-l compar cu Pulici. Nu-l compar cu Pulici, hai să fim serioși. Nu-l compar cu Mevlia, n-ai. Hai ca să dau așa din istorie modernă. Gândiți-vă ce fundași am avut noi acolo. Radu Ștefan, chiar și Dragoș Grigoreș. Am avut atacanți ca lumea, fundași ca lumea. Fundași țapeni. Și atacanți buni, bineînțeles.
Păi sunt foarte mulți fundași care erau calmea. Nu poți să spui că ăsta, Miha Mevlia, poți să-l compari sau cu Albentosa, să-l compari pe ăsta, pe Homao. Nu poți să-l compari. Dar este bun la ce situație suntem noi acum și e cel mai bun din lot. E puternic, așa. Mie mi-a plăcut de când a venit, mi-a plăcut de el, de Homao, dar le comite, e comisar, mai comite și el. Acum e în vână. Raul Albentosa e extraordinar, da. Romera era pe partea dreaptă, da, bun. Boala mea, Claude Ilna. Bă, da, bă, mi-am plăcea de la cei că e... Ăla, că eu când vedeam pe ăla cei că e, cum să zic, un mercenar, un ăsta, un om instruit, mercenar plătit, știi, profesional. Pac, sală, nenorocit, totul la fix, oră fixă, băuturi, nu știu ce, regizante, nu știu cum, pa, 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 foarte. Cochet, gagiu, puternic, mușchiulos. Decent, fără declarații, extraordinar. Și că spune, te rog, și doi atacanți din prezent. Oh, o lăbite. N-am doi, nu mai pot. Nu mai pot, n-am doi. Nu, de unde să ți dau pe doi? Da, chiar că Sicario. Mi-a plăcut de el. De Claude Elna mi-a plăcut extraordinar. Deci, profesional, vorbă puțină. Înțelegi? Știi cum e? Bărbatul ideal, cu vorbă puțină, musculos, profesionist, bun, meserios, meseriaș. Albentosa nu avea rival la duelurile aeriene din Moliga. Da, și ăla bun. Mie și nu mi-a plăcut. Bă, mi-ai sticat ziua, fugi vre de aici. Aole, nu-ți ce de Ilicu. Pena Cristi, nu-mi stica. Nu-mi stici tot live-ul. Mi-ai Ilicu. Hai să văd jucătorul vostru preferat din ultimii 5 ani. Hai. Jucătorul vostru preferat din ultimii 5 ani la Dinamo. Dar vă rog frumos, fără de astea, fără cum îl cheamă. Băiatul ăla, Patrick. Hai, mă, jucătorul vostru preferat din ultimii 5 ani. Hai, YouTube-ul. Steven Ticoci și Joel Thomas. Băi, în ultimii 5 ani terminați cu circul. Ia uite, Happiness și Căsăpunarul. Hai mă, ziceți. Nistor de departe? Alex Garcia, ce pe Cristi. Hai mă, spune jucătorul care v-a plecat, care v-a plăcut. Băi, în ultimii 5 ani am zis. Și că mai e Malangu. Borja Vale? Steliano Filip. Bă, da, cu Steliano Filip ați văzut-o? El se antrena cu ticoul de Dinamo, dar nu cu ticoul de joc. Cu ticoul ăla de antrenament? L-ați văzut pe Steliano? La sală? Baltazar Piere. Zice Sergi. Politic. Bun. Bă, mie-mi place Cârjan. Mie-mi place de Cârjan. Deci Cârjan e jucătorul meu preferat. E un jucător care, într-adevăr, se pliază pe ceea ce înseamnă Dinamo. Așa zic eu. E un fel de mutul la început de carieră, dar sper să aibă tupeu și să țină tot așa. Nu știu. Văd că e inconstant. James Rodriguez ar putea veni la noi dacă se renunță să se cotizeze la radiouri. Țâră! Pogi 98, țâră! A, termină! Ce cu sutienul nevasta? Al lui James Rodriguez? Că deci în 2019-2020 ce lot aveam, să verificăm. Feliano Stilip! Marius Părin Angel, hai că ești tare! Hai că sunteți câțiva nascunziși care sunteți băieți de ăștia de-ai noștri, pe linia noastră. Cu glume, cu Nistor pe lângă joc, știa să-i motiveze pe toți jucătorii, le punea filmulețe înainte de meciuri. Nistor? Le punea filmulețe? Păi ce știe țăranul să pună filmulețe? Aoleu, ce filmulețe le punea? De pe telefon? Și că Straton, Borja Vale la noi, dacă stătea 2 ani, luăm 7 milioane pe el. Bă, era bun Borja Vale, dar după aia la Rapid, să știi că a jucat parcă sub acoperire. Iglesias, când a venit, a avut nivel bun. Pentru Liga a doua, da, a fost bun de Liga a doua. Niculescu, Dorinel Munteanu și Lupu. Păi băi, am zis în ultimii 5 ani, băi, Cristiane, nu mai fi hater, iar bași bățul în gard. Dă un aibă de treabă. Păi mie nu vine să cred că mă uit până gazetele astea și că da cu galeria să-i bage în vibe. Nistor le arăta și luminițele la cazinouri.
Le-a arătat fructele? Nistor? Și că banii, memorabil momentul cu Balgiu, a ieșit și un cântec după aia. Ce cântec? Nu l-am! Dă-mi și mie pe Facebook. Cântec. Lucas Scovașca. Ai de scoveargă ăla. Da, vrei, ce cu el? Scoveargă. Băi, dar nu mai veniți cu scoveargă, cu răuțe, cu... L-ați uitat pe răuță, că cât m-am certat eu cu ăștia pe Facebook, m-au huiduit, m-au... tu nu ești dinamovist. Eu spuneam, bă, terminați dreacul cu răuță. Băi, băiatule, toți îl vrea pe răuță. Răuță, răuță, Doamne ferești. M-a nebunit cu răuța. Eu nu mai amintesc de scoveargă ăla. Scovaica ăla, scovaija. Piere, Antun, Pavlic, Mevlia. Am uitat, dar l-am regăsit în lista aia. Păi cine, pe scoveargă ăsta? Nu mai știu cine l-a adus pe ăsta și ce-i cu el. Și cum a plecat de la noi, chiar cum a venit, a și plecat. Și că în ultimii 40 de ani, am zis în ultimii 5 ani, băi, nu mai fiți așa hateri. Acum, de când a plecat domnul Negoiță, care, uite, a revenit la echipa acum și Doamne ajută să ne salveze și pe noi, uite, că de-aia a început să joace echipa, că a venit domnul Negoiță, de la Rin, Fabrini, spectaculos, dar ineficient, Fabrini, Nemeț, extraordinar Nemeț, da. L-au țepuit și pe ăsta. Pentru 30.000 s-au dus la voluntari. Și ne-au prins play-off-ul și nu i-am retrogradat. Ce fericit suntem că a venit înapoi domnul Negoiță. Da, 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 că dacă nu venea... Păi mai eram noi acum, uite, suntem pe locul 6. E, vezi? Băi, etapa asta e foarte importantă, vă spun sincer. Că mâine o să discutăm de fotbal european, o să discutăm de asta, de ponturi, de pariuri, alea, ne uităm acolo pe meciuri. Paul Anton, interesant și Paul Anton, corect. Când a plecat Nemeț, l-a luat în armată. Deci etapa asta e foarte importantă. Deci locul 6, suntem 12 puncte, dacă reușim să învingem, eu știu, rămânem acolo. Dacă nu, deja vin, uite, Stâna vine din spate... Rapidul clar că o să meargă în creștere. Păi el a făcut ordine acolo și Mudică. Când a zis la Nemeț, mă referam la soția lui. Băi, gagi carne. Să-l văd cu vată în nas pe Negoiță, zice Ovidiu. Amin. Un scor cu Slobozia? Nu știu ce să zic de scor. Nu știu, n-am așa un feeling de scor, dar zic că îi bate la handicap. Eu așa zic, cu vreo două goluri în față îi bate. Hai, bine, absurd așa să zici că conducem noi cu 2-0 și ne dăm un 2-1 sau ceva, dar tot, eu zic că îi batem, de bătut îi batem. Nu cred că nu îi batem. Avem cotă cam mare, a scăzut foarte mult cota, Marius Florin Anghel. A scăzut, a fost 1.80, acum 1.70 am văzut pe la casele de pariuri. Nu știu ce să zic. Salutare, Otto Andrei, Forța Dinamo, Simon Zenche, da, a fost... Nu era gras, dar era tehnicuț. 8-1 zice Cristian Aucesei. 2-0 Dinamo cu Slobozia. 1.75? Am văzut eu acum, uite, m-am uitat adineauri. Și era 1.70 chiar scăzuse. Ia să vedem. Mă uit prima dată la casele de pariuri englezești, să vedem. Ia să vedem dacă îi găsesc. România Liga 1, Dinamo Unirea Slobozia, cote 365, 1.70, Betfred 1.67, a și scăzut chiar, uite, sub 70, Bet Victor 1.65, deci casele astea occidentale, William Hill 1.67, deci a scăzut foarte tare. Hai să ne uităm pe flashscore.ro, să vedem pe cotele din România. Cătălin, tu ai zis pariu X2 sigur la Dinamo Craiova, cotă 1.4. Așa a zis? Și ți-ai pus casa și ți-ai pierdut casa.
Iași, Craiova, 2 solist. Aoleu, Robert, ce amintire, te zic, ultimele 5 de ani la Dinamo, uitați-mi câte sezoane penibile am avut. Eu v-am spus, când ne-am salvat cu Urin Junior și după aia am picat tot cu el. Păi, ce zici de banii? E jucător, nu știu, îl am la inimă, da, eu cred că e un jucător foarte bun la Dinamo, merită, e sezonul lui, așa zic. Nu știu, a fost acum cu ăștia, cu Naționala de Tineret, a avut o evoluție mai șterță, așa. Parcă a intrat prea visător, nu știu ce s-a întâmplat cu el. M-a dezamăgit. Când vreau să sar pe Pancu, când vreau să le iau la scandal pe Pancone, a comis-o el. La gol. Mai vreau unde sunteți. Hai că i-am găsit. Băi, lasă-o aibă. Unde sunt ăștia, măi, frate? A, era în față. Ia să vedem aici. Ia să vedem. Au toate 1.75. Văd Unibetu, Betano, Fortuna, Mozartbetu, Superbetu și B365 care mi-l dă din străinătate. Deci la ăștia din străinătate a scăzut. Au pariat toți pe Dinamo. E clar. Aici văd că în România am mai prins la 1.75. E bună cotă. Dacă Nicoleta îl va băga pe Elias atacant în meciul cu Slobozia, e bine, nu? Eu zic 2-3-1 cu Slobozia, gol Selmani. Nu știu. Cu Selmani ăsta nu cred că mai dă goluri așa. Că v-ați tot luat, v-ați bucurat voi de cifrele lui. Că mamă, uite ce cifre are, ce nu știu ce. Acum cred că nu mai dă niciun gol. Eu mă gândesc că și eu că Iași nu pierde cu Craiova, e prea apetisant doiul ăla. Banii mai are nevoie de maturitate în joc, zice Marian Cocoș, și eu zic că e destul de matur, mie mi se pare ok. Ar trebui să îi se dea meciul în picioare. Fără Politic și Abdalag va fi foarte greu să mai marcăm. Nu prea are cine să dea goluri acolo. Sorul ăsta nu l-am văzut că e un golgheter de săvârșit. Banii, hai să spui că le dă când le are. Dar tot așa, el e un om de pasă. Sermanie ăla, doar Cârjan. Mă gândesc acum Cârjan să facă un meci minunat. La casele de pariuri din România, cota 1.75. Dacă pui 100 de lei, nu e 1.75 pentru că îți mai oprește timbru, nu știu ce. Da, pârliți. Dar nu știu, auzi, la casele de pariuri din România nu e cu online, să joci online? Cătăline? Politica Abdalac, când revin? Abdalac revine până ianuarie așa, deci va sta vreo 3 luni cel puțin, nici măcar n-a fost operat din câte știu. Și trebuie să fie operat. Iar politică, cred că peste vreo 3 etape, zic eu. Ăștia spuneau prima dată că, zicea el, a dat o declarație, domnule, o să intru la antrenamente de luni, să vedem dacă pot să mă mișc, poate în weekend pot să intru, dar nu cred. Soro pare o țeapă la prima vedere, spune Sese, nu cred, mi se pare ok, dar nu-i marcator. Intră Olsen și-i batem. Nu m-aș baza tare pe Olsen ăla, că nu știu, nu l-am văzut, de ce să zic? Nu pot să mă exprim acum. Cu plăcere, Otto Andrei. Deci nu m-aș baza acum pe... Chiar nu m-aș baza pe Olsen ăsta. Tot acolo trebuie să te descurci cu ce ai, trebuie să te descurci cu... Punctul nostru forte e acolo, la mijloc, clar. Deci Naore, Milanov, Cârjan. Aici trebuie să-ți facă Morișca, asta trebuie să-ți facă jocul. Și om vedea, dacă putea să primească o pasă Selmani, bine, dacă nu, nu. Aici Soro pe dreapta, banii pe stânga, pe ăla-ți face bine banda, am văzut Soro. Cu Sivis acolo să fie pericol. Uite, vă spun eu că Sivis va crea probleme acolo pe banda dreaptă. Copici, e și un antrenor care nu se riscă cu jucătorii noi. Păi, nu știu, au și online, dar la retragere îi oprește impozit. În UK nu plătești nimic la retragere de punere. În România te impozitează la greu, da. Păi ce interesează pe ăștia? Ăștia te agață pe tine după aia dacă n-ai plătit. Dacă ai ceva câștiguri. Te văd aia. Dacă ești dacă recâștigi tot timpul, mie mi se pare absurd la jocuri de noroc cum e România să-ți ia la câștig, să-ți ia impozit. Pentru că tu joci și pierzi nu știu cât și dacă faci o balanță ce-ai băgat și cât ai scos, poate ieși acolo, poate ieși mai jos. De cele mai multe ori ești pe gaură și tu plătești impozit.
Jarcă românească. Civis e deficitar pe faza de apărare. Nu o cred asta. E mai bun decât Sese. E mai bun decât Costin pe faza de apărare. Abdallah, dacă face recuperare cu King Julien, nu revine mai repede? Păi eu știu. Cu cine crezi că va juca în față? Banii Soros, Elmani? Așa zic și eu, da, Sese. Nu știu cu Caragea. Nu cred că e pregătit Caragea. L-a încercat cu voluntari acolo. E posibil să joace, să... Poate să joace și așa, să-l bage pe Banii pe dreapta și pe Caragea stânga. Dar eu zic că ar fi o greșeală, pentru că la băiatul ăla, Soro, are 25 de ani, e solid, n-ai treabă cu el. Și eu cred că Politic va fi titular. Niciolarul Marco. Păi să dea Dumnezeu și Maica Domnului, dar eu nu cred. Eu vă spun, el a suferit ruptură la meciul cu... Ia să ne uităm câte săptămâni a făcut acum. Hai să ne uităm să vedem dacă e posibil. El a spus într-un interviu săptămâna trecută că începe antrenamentele să alerge. Nu poți să bagi un jucător în meci titular când el a doar început alergările în săptămâna asta. Că se rupe dracu iar și te-ai scos. Nu cred. Caragea va fi rezervă, zic eu. Adică nu știu, mie mi se pare o greșeală acum. Gândiți-vă puțin. Să-l ai pe Soro și pe Banii. Banii în formă. Îl bagi pe stânga, a jucat bine pe stânga, a marcat cu Craiova, a dat randament bine acolo. Îl pui pe bandă stânga, că a jucat de multe ori el. Și vii în partea dreaptă cu Soro, care are 25 de ani, un jucător copt, solid. Mi-a plăcut cum e pe picioare, ca lumea, solid. Și cu acolo, cred că cu Sivis, o să facă treabă Soro. O să vedeți. Uite, țineți minte ce vă spun, că la meciul cu Naționala, nu v-ați uitat acolo, eu am spus... La 2-1 pentru România am zis, bă, România mai dă 1. 3-1 a fost. V-am zis de la bun început. Scurt. Vă mai zic și eu niște lucruri. Am ieșit și eu, Răzvan Panitescu. Bine, te-am pupat. Ceau. Să nu mai minte Borduceanu că este spectacol. E accidentat, fraților, Borduceanu. Nu joacă. Borduceanu stă 2 săptămâni. A ieșit accidentat în meciul cu cine a jucat. Nu mai țin minte cu cine a jucat. Germania. Da, cu Germania. A fost 2-3. A fost accidentat. Soro trebuie jucat, mai forțezi un pic, dar aia a fost adus să fie titular. Băi, n-ai voie să nu joci cu el și e pregătit. E pregătit de joc. Nu, n-ai cum. E foarte slab Borduceanu, mai bine îl împrumuta. Eu nu știu ce să zic de Borduceanu. Mie mi-a plăcut, acum am văzut că nu mai joacă bandă bine, nu mai are viteza aia. Probabil că e mai bun pe mijloc, pe centru. L-aș încerca pe postul Cârjean, pe postul Milanov, l-aș încerca. De Homoaș și Boateng, cum sunt? Băi, la Homoaș și Boateng, eu cred că măcar Homoaș să joace. Eu cred că joacă amândoi, până la urmă. Eu așa spun. Eu cred că e cioacă, cu sunt accidentați. Dacă era ceva, apărea cu un buletin. Azi au făcut remeneu, stau 3 săptămâni, stau nu știu ce. Nu, nu cred. Orice după accidentare, va fi medicul echipei. Hai, terminați cu circul. Cine-i dublura lui Sermanii? Nicolescu. Dacă nu joacă pe Soro acum, când nu e Abdallah, ăla pleacă. Dar trebuie să-l joace, eu așa zic. Nu, n-ai cum să-l ții pătușe. Cine-i portar 2 la Dinamo? Roșca. Dar mai e și frasul Amzer. Ce-i cu el? E fix o lună de când stă Politic? Încă o săptămână, două, mai trebuie să mai stea ca să-și devină complet. Băi, eu știu clar, când a ieșit ruptură la când i-a făcut remeneu. Au zis ăștia în ziare, acum eu vă spun ce am citit. N-am deschidere ca să mă duc la echipă, ăștia n-ai văzut că nu spun nici antrenorii, cred că nu știu. Deci a spus clar că are ruptură, a făcut remeneu, are ruptură. Ruptura cel puțin 5 săptămâni, cel puțin 5-6 săptămâni, lejer. Presa scrie că e în lot cu Slobozia Politic. Băi, Doamne ajută, așa să fie. Amin. Să fie. Mă, v-am spus, deci eu mă vă mai repet încă o dată, ce știu și eu. Deci, vineri sau când a fost meciul cu Naționala? Joi sau vineri a dat Politic un interviu și a spus, domne, de luni încep alergările. Mie mi se pare că e prea devreme ca să poată să joace Politic, dar eu m-aș bucura, dai seama. Vă dați seama cum arată echipa, că îl pui pe Banii pe dreapta sau pe Soro acolo, l-ai pe Politic pe stânga, Sermanii, ai rezolvat echipa, dar nu mai se poate să nu se rupă.
Mie mi-ar fi frică să-l bag. Chiar dacă poate el și zice, băi, uite, mă simt bine, intru. Sezonul trecut, după ce a revenit din accidentare, a fost foarte slab politic. I-a fost frică, a spus și taicăsul. A venit taicăsul la noi pe live aici și n-a mai venit atunci. A venit doar să mă certe el că... De ce am zis de fisul că a vrut mai mulți bani? A vrut mai mulți bani. De ce nu recunoaștem? De ce suntem... Cum să zic? Mie nu-mi place să fiu ipocrit în viață. Frate, când joci, el a venit de la Dinamo și că a ținut cu Dinamo toată viața lui. Băi, frate, el a venit la Dinamo ca să-și ia un salariu, să-și lanseze cariera, să facă ceva, să câștige mai mult. Pentru bani ai venit, n-ai venit de flori de măr. Cine? 17.000? Politic? Nu, eu nu cred. 12.000 cred, care mai mult de 12.000 n-au. Și mi se pare că eu știu, din câte știu, eu știu că au 10.000 și încă 2.000 li s-ar adăuga în bonusuri. Adică ar veni să ajungă să ia 12.000 pe lună, dacă faci socoteala la sfârșitul anului câți bani e. Bonusuri, dacă prinde nu știu ce, dacă face nu știu ce, dacă joacă nu știu cum, dacă dă goluri, dacă nu știu ce face. Aia e. După ruptură riscant să intre repede, așa repede. Da, eu am spus-o. Mariane, noi suntem fotbaliști. Uite că de-aia v-am întrebat care a jucat fotbal. Noi suntem fotbaliști, am jucat fotbal. Unii am jucat la nivel mai mic, altul la nivel de Liga 1, și unii și internațional. Au fost aici jucători care au jucat la lotul național, au vorbit cu noi. Frate, când ai ruptură, cât o fi evoluat tehnica acum, că sunt și oboșorăc, dar... Cât o fie voala tehnica medicală și asta, nu ești sub 5 săptămâni, n-ai cum să intri. Și nu intri pe risc. Crăjean, cicare 15.000 ca la Rapid. Nu cred asta. Eu v-am zis ce știu, Sese. Am putea să... Vă spun la salarii. Ia, uite, mă uit eu și vă zic ce știu și eu. Deci Golubovici are până în 10.000. Deci Golubovici are 9 sau 10.000. Nu depășește. Cine mai e aici? Posibil ăla, nu știu, că contractele noi sunt grele. Și ca și e Robert, Aiso și Glăvan, 12.000 pragul de sus de salarii la Dinamo. Da, eu vă spun ce știu și eu, ce am auzit. V-am spus, uitați-vă pe canalul Dinamoviști de Elită, suntem pe... Și că e inadmisibil să te numești Dinamo și să stai doar într-un vârf. Deci uitați-vă, pe Dinamoviști de Elită avem 14.000, pe Dinamoviști Semper Fidelis sunt că vreo 6.000, sunt 20.000, hai să spui că nu sunt toți. Hai să spun că sunt 18.000, mai avem și pagină, încă 2.000 și ceva. Mai am și pe pagina mea încă vreo 4.000 și ceva care mă urmăresc, 4.900. Mai am și pe YouTube 10.000, mai am și pe... sunt 6.000 și ceva și pe TikTok. Bă, din ăștia eu spun că sunt vreo 25-30.000. 20.000, hai să spui că sunt. Na? Nu stai să-i aduncă, marea majoritate se regăsește și aici și aici. Dar sunt, vreo 20.000 sunt de oameni care intră în contact cu noi. Și mai îmi spun, mai vine câte unul și îmi spune, eu nu-i cunosc. Îmi spun, băi, uite, ăla joacă, am aflat aia. Vă spun și vouă, ce dracu, asta e. Iar din ce știm, asta sunt. Uite, eu am spus-o și a spus-o și, uite, Ovidiu Moldovan, membru din Dinamoviști de Elită VIP. Poate îl cunoaște din live-uri, o să-l vedeți mâine la Know-how European. Așa? Ovidiu Moldovan zice și la fel, că a zis-o Glăvan într-o emisiune la aștia la Radio Negoiță 1 și 2, a zis-o că 12.000 de euro... E pragul de sus la salariul la Dinamo și așa este, e adevărat, eu vă spun. Boateng, Homao au sub 10.000, Sivisa la nu știu cât are, dar tot așa, cred că în jur de între 8 și 10, da? Opruț, la fel, între 7 și 10.000, da? Naurea, am înțeles că are 10.000, Milanov, tot așa, la 10.000, Crjan. Am auzit 10.000 cu bonusul de performanță, politic la fel, 10.000 cu bonusul de performanță, se duce undeva la 12.000. Ahmed Bani are un salariu mic, are, de asta a fost și șucărul cu el, are 3 sau 4.000, din câte știu. Ăștia, alții copii, nu vin mai zic că au salarii mici, foarte mici. Dacă îi adun pe toți, de-abia ajung la un 10.000 cu 5.000 sau 6.000 pe lună. De stadion se face. Stadionul, încă o dată, repet, sunt în data de 11, pe data de 16 se încheie licitația. Dacă nu sunt contestații, preia caietul de sarcini la cine câștigă licitația și se apucă de treabă. Organizează șantierul. Politicul o să vină cu Botoșan, nici la Galați nu o să joace titular. Eu nu l-aș forța. Deci eu personal, dacă aș fi antrenor la Dinamo, pe politic l-aș mai ține încă două etape sau trei, chiar dacă el ar fi valid.
Pentru că el a mai avut probleme aici la coapsă. E riscant să-l bagi. Și nu, sincer, acum ai variante acolo. Problema mare ar fi dacă Boateng și Homau nu pot acolo. Da, e o problemă mare. Și tu acum trebuia, dacă mai aduceai un atacant, rezolvai problema cu, Selma, cu atacul. În caz de nu mergea la Soro, îl băgai pe... Da, noi uităm un singur lucru, că s-ar putea neagola să intre. Ăla da, că la nu s-a spus nimic de el, dacă are ruptură, dacă are nu știu ce. La politic s-a spus că a fost mai un subiect interesant, au căutat ăștia din presă știrea asta și într-adevăr s-a venit cu informația că da, el are ruptură. Dar la Neagu nu se știe. A fost doar întindere, eu cred că e viabil. Dacă joacă bine banii, va mai aștepta politic. Nu cred că îl va băga pe bani în bandă acolo, în stânga. În cazul în care revine politic, îl trece pe banii pe bandă dreaptă, dar Soro ăla, eu cred că a venit să joace, n-a venit să stea să frece motan. Salarii foarte mari, salarii de play-off. Bă, sunt salarii bune la titulari, dar rezervele sunt au salarii mici. Deci dacă stai să faci o sumă așa să vezi cam cum s-a plusat la bani, e cam la sol. Eu unul spun că nu-s mulțumit să văd salariile astea la Dinamo și nu-s mulțumit de politica lor de a aduce jucători. Milanu poate juca și el bandă. Băi, nu știu când l-ați văzut jucând pe bandă pe ăsta, că eu nu l-am văzut decât într-un sistem, când a jucat o dată 3-5-2 și a jucat puțin în dreapta așa, dar nu era bandă. N-a jucat niciodată bandă. Poate a jucat la echipele trecute de când a fost el. Mariana garantat îl pune pe picioare în 4 săptămâni, la radio Dinamo pe grup, dacă îl critici pe Niculescu primești bloc. Păi dacă sunt slugile lui ăștia, mă, și îi plătește? Nu știu ce să zic. Și cu Mariana nu știu ce să zic, că bă, politic n-a mai vrut să mai meargă la Mariana, că data trecută a stat mai mult decât trebuia. Bombă, țâră, noul atacant al lui Dinamo. Păi eu l-aș vrea și pe ăsta, ce să fac? Liviu Dragnea. Tinerii ăștia aduși Caragi, Alexandru, Pașcalău vor vrea meciuri din picioare. Vor vrea sau le trebuie? Andrei Cantacuzino. Ia, ai venit, mă, n-ai venit. N-ai mințit că vii și ne faci cântare, că faci. Ești fratele meu mai mare, că ești câine adevărat. Hai, Dinamo, eu zic că prindem play-off. Tu ce părere ai? Eu zic că e greu de tot. Nu cred că prindem. Eu v-am spus data trecută, dacă țineți minte voi, v-am spus, erați toți cu lacrimi de crocodil, vreți să vă reamintesc chiar? Vă reamintesc? Până luna decembrie, așa, până luna decembrie, toți plânși, cădem, ne ducem în B, după aia, pac, ne-a mai revenit puțin cu la tonul și alea, v-am spus, bă, nu cădem, stați liniștiți, o să vedeți că nu e chiar așa. Îmi place Milanov, nu este în evidență, dar muncește pentru echipă. Păi e bun, un jucător experimentat. E un jucător peste media ligii întâi din România. Este un jucător care te-a ajutat sezonul ăsta foarte mult. Dacă nu l-aveam pe Milanov, era deranj. Poate sunt eu nebun, dar nu înțeleg niciodată de ce a plecat Geafer. Mă, omul a plecat în drumul lui. Dacă ăștia nu l-au vrut, i-au spus că nu-l vor, că nu știu ce... Din câte știu, eu a avut un șucăr ăla, el când a fost împrumutat anul trecut, a avut un șucăr cu Burcă, pentru că tatăl lui Geafer a cerut să joace. L-a certat pe Burcă și i-a spus să-l bage în teren, că fiul merită să joace. Și atunci Burcă l-a dat afară. Înțelegeți voi? L-a trimis în împrumut. Dar l-a trimis după ce, dacă ați văzut voi, a venit copii și după aia l-au trimis în împrumut. Adică chipurile copii l-a trimis. Și atunci toată lumea a tăcut din gură, nu știu. Și în împrumutul ăla acolo, la o echipă care a retrogradat, el n-a fost titular, deși el promovase cu Dinamo. Deci în Liga a doua, Geafer era tătic. Și apoi a revenit la Dinamo și eu l-am văzut jucând și pot să spun că și-a bătut joc de el. L-a jucat pe fundaș dreapta, l-a jucat nu știu ce. Am văzut în meciurile de pregătire, toate meciurile am văzut. Bătaie de joc. Deci la Geafer, tai că supunea, mă, să enerva și n-o să n-am tăpat. Nu știu cu episodul banii cum s-a terminat. Nu știu cum s-a terminat, probabil că l-au chemat pe taicăsul banii la vorbitor acolo, el n-a prelungit contractul încă, nu l-a prelungit.
Lubanii expiră contractul în 2025, deci acum în vară. Automat în iarnă poate să semneze cu orice echipă, liber, fără nicio greață. Are și o hârtie că poate să plece în orice moment dacă găsește o echipă bună, care să-l dea măcar 200.000 pe el. Am putea să jucăm 4-2-3-1 ca mijlocaș defensiv Naore și Olsen în față Cârjean, Bani, Milanov. Băi, încă o dată revin. Eu nu l-aș băga pe Milanov în bandă, pentru că Milanov e greoi, nu are viteză. Milanovul țin în centru acolo, că știe cu devierile, cu alea, nu-și pierde cumpătul, nu greșește, bagă piciorul mai bine. Are și șut Milanov. În centru de... îl limitezi, dacă îl bagi în margine, îl limitezi pe Milanov. Nu știu, Milanov eu nu pot să-l joc în bandă. În bandă joci, n-ai cum să joci în bandă, acum n-ai cum să nu joci cu Soro. Ești prea idiot dacă nu joci. Deci, sincer, nu vreau să te jinez pe tine, vreau să zic la copii și dacă nu-l bagă, înseamnă că e redus mental. Deci ăla e un jucător de 25 de ani care s-a văzut că e pregătit bine fizic, are toate aturile să joace. Un jucător care vine din campionatul spaniol, automat ăla trebuie să îl bagi. Că e posibil să facă un meci prost sau ceva, da, poate să se întâmple. Ce mă cu Denis Șubotariu? Tot îl arată și pe aici. Motivul pentru care a picat transferul Denis Șubotariu la Rapid. Și Mudica a zis tot. Să-i fie țărna ușoară la și Mudica. Bă, și-au luat antrenor. Hai să fim serios, și-au luat antrenor. Ne uităm cu jind. A cerut transferuri, a cerut aia. Uit. Să ne întâlnim pe stadion acolo, să fie frumos. În joc, așa, aleargă, de-aia boule, dă din mâini, nu știu ce, nici nu știe ce face uneori. Și încurcă pe fundași acolo, dacă ați văzut. Creează pericol. Da. Tare îmi e că ne-a copii cu ea pe coajă la Dolorel, că ultima dată gol a luat la ultima fază pe contratac. Nu știu. Bă, nu știu, eu cred că e ceva de mentalitate. Siviți un fel de Dani Alves. Da, și mie îmi place de el așa, seamănă cu Alves. Băi, un fundaș ofensiv, o să vedeți. O să avem surprize frumoase cu el. Anii în urmă a fost Dorinel, cu negocieri cu Dorinel Munteanu ca antrenor au fost în trecut. Da, au fost. E bun Milanov. Cine a spus că Milanov nu-i bun? Cristian Coco. E foarte bun. Ai, lent. Nu, mie îmi place de Milano. Îmi place de Milano. Eu vă spun acum, uite, din echipa actuală lui Dinamo, vă spun clar ce îmi place mie aici. Deci îmi place clar de... Și echipa ar arăta așa. Îmi place și de Opruț acum, că na. Dar și de Amzar. Deci pe partea asta, pe dreapta, îmi place de... Mai mult îmi place de Sivis. În poartă, mie nu-mi place de Golubovici. Dacă aș putea să, dacă ăla ar avea valoare roșcă, ăla l-aș trage de el, că e mai tânăr, nu știu, l-aș băga pe ăla până. Da. Nu știu, nu l-am văzut pe roșca, de ce să zic. Golubovici nu e un preferat de-al meu. După aia, în apărare, eu pe Boateng ăsta nu-l halez, dar nici n-ai fundași, n-ai alții. Deci trebuie să joci cu el, n-ai ce să faci. Patrick a jucat bine. Și eu l-aș fi băgat pe Patrick cu Homau, dacă mai pune pe mine să fac echipa. Patrick Homau, pe partea dreaptă pe ăla, pe Sivis, și stânga Opruț. I-a acordat niște meciuri, i-a jucat prost la început, acum s-a impus Opruț. N-ai ce să mai dai afară de acolo. Dar și Amzar. Mie mi se pare Amzar care trebuia să joace din prima. Sau să îi se dea șanse să mai schimbe și pe Opruț. Dar Opruț acum așa că ok, gata. Deci Sivis... Eu așa aș juca, cu bătrânul Patrick în locul Boateng acolo, Homao și Opruț. După aia, în mijloc, nu pot să schimb. Naore, Milanov, Cârjean, în momentul de față, eu nu văd că ar fi mai... Să vedem Olsen ăsta, îl vedem pe Olsen. Dar eu cred că, deocamdată, în momentul de față, Milanov ăla e mult mai bun. Și un jucător, vă spun, Milanov e un jucător cu o tehnică bună, centrează bine. N-ai văzut că el bate cornere, bate lovituri libere, are un șut bun. Deci Milanov e un jucător tehnic care nu greșește nici de aiurea, are serviciu bun, centrări, foarte bun. Boateng ăsta le comite, nu știu ce să zic, mie mi-e frică de el. A jucat bine în ultimele două partide, dar continuă Boateng să joace așa, mă face să-mi schimb părerea despre el, să vedem. Dar din câte mi-a spus, eu n-am văzut meciul Liberia cu Togo. A fost 1-1 și că s-a luat gol din vina lui Boateng, că a aruncat unul de la margine și Boateng a dat
pe subia și el are 1.90. A sărit pe sub minge. Și a ajuns minge la 1 și gol. În fine. Și că nu e bine să criticăm, noi n-avem valoare, gură, bate cur. Băi, Coco, dacă tu vrei să pleci în altă parte, ești liber să pleci. Noi nu te țin aici. Gura bate cur. Du-te în altă parte. Noi vorbim. Asta e, părerea mea, asta e. Trecând așa la mijloc în partea asta, Bordușanul ăla, nu știu, l-am văzut cu voluntariu, parcă mai bine joacă pe post de mijlocaș ofensiv. Să joace mijlocaș de la spatele vârfului, pe postul lui Cârjean. L-am văzut pe Bordușan, mi-a plăcut. Deci cred că acolo mijlocaș central ar merge mai bine. Pe lateral, pe postul lui, nu mai joacă ok. Nu mai are viteza aia, explozia aia, șutul ăla nu mai are. Înainte era mai percutant, așa, venea în viteză, șut, centrare bună. Nu mi-a plăcut. Banii îmi place, banii trebuie tras de el. Nu știu acum, e postul lui, este mijlocaș în spatele vârfului, poate să joace și pe dreapta și pe stânga. E ok. Sermanie ăsta e un atacant ăsta care nu, eu ce să zic acum, nu dă cu capul deloc, deci aici e clar, joc de cap n-are. Aleargă mult, nu are prelor de alea să pivoteze, să țină mingea și asta, e bunicel, ok, ne facem treabă cu el, dar altul nici nu ai. Abdalac e bun, dar tot așa, e un vârf de ăsta doi care joacă bandă dreapta. Când joacă pe dreapta nu-și face faza de apărare. Soro ăla mi se pare un jucător care este foarte solid, are 25 de ani, e foarte matur, ar trebui să-l bagi titulară, la n-ai voie să nu-l bagi. Mărginean ăla nu mi-a plăcut deloc, de Mărginean, de Alexandru ăla nu-mi place deloc. Pașcalul l-am văzut temător în câteva partide de pregătire, dacă l-au convocat ăștia la Under 20, eu zic că e bunicel, trebuie încercat. Roșca l-am văzut, mi-a dat speranțe. Nu l-am mai văzut în meciuri oficiale, nu pot să-mi dau cu părerea de el. Rotund ăsta, nu l-am văzut jucând, deci meciurile de pregătire a fost anonim, nu a făcut nimic pe teren pe acolo, a stat mai mult ascuns în spatele la ăștia. Caragea de perspectivă, cam astea sunt, radiografia așa rapidă. Irimia l-a împrumutat, gata, la revedere, am rămas fără el. Pe Alex Irimia și pe David, cam astea sunt, am făcut o radiografie a lotului, rapidă. Am să ar merită ultimele 30 de minute ca să are explozie pe final. Ar putea fi încercat, nu știu de ce nu-l bagă. Nu știu, are minute ăsta, trebuie să-l bage pe ăsta, nu știu, pe opruț ăsta. Trebuie să-l bage pe opruț un anumit de număr de meciuri, ceva de gen. Da. Cam asta e, mâine seară vă aștept la know-how european. O să facem o transmisie de asta pe YouTube cu StreamYard. O să îi vedem și pe colegii noștri, pe cine o să mai intre, cine o să se alăture discuțiilor. Sper să intre Mihai, sper să intre Ovidiu, Aliuț, vedem care sunt disponibili. Tudor, sunt băieții care v-au obișnuit cu discuțiile despre campionatele astea top 5. O să discutăm de meciurile din weekend și o să încercăm să facem și o selecție la meciuri de... O să vedem unde sunt bombele, unde sunt surprizele, vine și Florin. Sunt câțiva băieți care urmăresc campionatele. Florin e pe italian, pe campionatul italian. Mihai cu Tudor sunt pe campionatul englez, pe Premier League. La fel și Ovidiu e polivalent și pe italian și pe campionatul englez. Eu o să-i ajut acolo și o să intru și eu în discuții. Mă bag și eu acolo, a cincea rată la căruță, dar mai scot o perlă cu Fulcrug, mai scot o perlă cu cola cu Valverde și ok. O rezolvăm. Deci vă aștept mâine seară o să începem pe la 21:30. Nu știu câte ore să ținem, vreo 3 ore cred că o să ținem discuțiile. O să încercăm să ne concentrăm. Dacă apar ceva subiecte din Auviste, le dezbatem. Dacă nu, o să intrăm pe campionatele astea europene, o să dăm niște pronosticuri, analizăm etapa viitoare, vedem cum stăm înainte de weekend, ne dăm cu părerea și de Premier League și de campionatul italian și de Franța, de Germania, de Spania și continuăm. Ce mai vreau? Vreau ca să le mulțumesc la băieții mei, la dinamoviștii de elită VIP. Sunt un grup de băieți care tot timpul ne susțin prin abonare VIP și elit. Membrii elit sunt Mihai și cu Vlad, DJ Vodel, știți voi, Vlad. Apoi sunt băieți care sunt abonați și pe TikTok și pe YouTube
și știți foarte bine, o să citez aici, Adrian Ilie, care va fi tot timpul membru din Auschwitz de elită de onoare, Dumnezeu să-l ierte, Alex din Germania, Alexandru Florin, Aliuță Voicu, Bogdan Boga Sud, Constantin Irimia, Cristiana Naucesei, Daniel Gheorghescu, Dragoș Alin, Fabian, Ovidiu Moldovan, Vrăduț Oltean, Vam Adi, Cristian Damian, Florin, Horea, Mihai, Tudor, Vlad. Mai sunt o grămadă, dacă am uitat pe cineva, îmi cer scuze. Ăștia sunt băieții care ne susțin prin abonare VIP și Elite și cărora le mulțumesc în mod special. Iar ceilalți, Cristiana Ucesei, era să lui și pe el. Uite că te-am uitat, ai văzut? Nu știu, nu vă am în ordine aici, știi? O să fac o listă cu voi. Mâine o să vă invit la discuții mai frumoase pe campionatele astea top 5 și atunci o să fie mult mai atractiv. Vineri o să ne întâlnim la meci, o să facem ca de obicei un preambul înainte de meci. Meciul e la ora 21. O să ne întâlnim cu vreo 3 ore înainte, la ora 18, o să ne întâlnim și discutăm de partidă. O să vedem și după aia ce prim 11 ne trimit în teren. Apoi o să văd cum fac să rămân și pe timpul partidei, dacă se poate. Și apoi concluzii. Vedem. Încerc să găsesc o soluție ca să rămânem și pe timpul meciului. Dragii mei, am spus, Cristiane? Mi s-a părut că am uitat de tine. Nu știu, că nu v-am în ordine aici. Vă mulțumesc tuturor încă o dată pentru urmărire. Doar Dinamo București este numele noastră și nu uitați, intrați pe canalul Dinamo Viș de Elită și ajutați-ne să ieșim din banul ăsta. TikTok-ul, dacă puteți, intrați și dați-ne și nouă acolo un like, o urmărire și așa mai departe. V-am pupat, băieți, numai bine! Forța Dinamo București!